Astăzi invitatul meu este Costin Damașaru, un om care a cercetat sau de fapt a văzut până acum peste 7000 de creiere, corect? Niciodată nu m-am gândit când eram puști, adolescent, că voi ajunge să lucrez cu peste 7000 de creiere până la 41 de ani. În fiecare zi rămân absolut uluit, literalmente uluit, de puterea fantastică pe care o are creierul uman de a face bine, dar și de a face rău. Este cea mai complexă și fastoasă și interesantă structură din universul locuit de oameni care a fost descoperită până acum. Sunt 86 de miliarde de neuroni care fac peste 60 de trilioane de conexiuni. E un mit foarte dubios, o glumă sinistră, de fapt, care spune că noi folosim 10% din creier. Ceea ce e o prostie, noi folosim 100% din creier, optimizat în proporție de 10%. Ce facem noi la Veruvis? Te ajutăm pe tine să crești gradul de optimizare al creierului. Misiunea mea este să pot să ajut omul respectiv să poată să identifice, cum am identificat și eu, resursele interioare și ești foarte important să se auto-vindece, pentru că nimeni nu vindecă pe planeta asta, doar Dumnezeu vindecă. Noi ce facem? Cu ajutorul tehnologiei acum, ajutăm clienții să poată să identifice resursele interioare, să se auto-vindece, adică să înțeleagă, de fapt, cum anume să-și controleze mașinăria asta absolut uluitoare, fascinantă, astfel încât să se transforme din sabotori, din inamici, în cei mai buni prieteni ai noștri. Noi am transformat creierul în inamic. Noi am transformat creierul în sabotor. Suntem în centrul tău. Okay. Și vedem exact ce înseamnă și cum, care este procedeul ca să-ți testezi creierul. Ca să evaluezi exact modul în care creierul comunică. Ciucă, zburăm. Asta este o cască cu niște senzori speciali. Obiectivul este să putem să creștem gradul de optimizare al creierului. Ăsta este un creier de persoană care în momentul în care își pune ceva în cap nu există să se întâmple. Adică trage cu dinții până când ajunge la rezultatul optim. Creierul este super puterea ta și noi te ajutăm să o identifici, să o gestionezi cum trebuie și să o crești. Astfel încât să ai o viață frumoasă, prosperă, liniștită și toate evenimentele pe care Dumnezeu ți le aruncă în cale să poată să fie lecții ca tu să crești, să devii cea mai bună versiunea ta. Femeile se vede și pe această analiză că da, domne, au o intuiție mult mai dezvoltată decât bărbații. Da, și se vede. De ce? Și există o explicație. Creierul femeilor este mai puternic decât creierul bărbaților. Fiți atenți. Cât poate să fie omul ăsta de bun? Podcastul cu cel mai multe vizualizări în 2022. Acest podcast cu tine e senzațional. La podcastul Acasă la Măruț. Știi ce zic? Aplauze, Ciucă. Salutare, oameni buni, și bine ați venit la podcastul Acasă la Măruță, o ediție extrem de interesantă, care sunt convins că o să vă ajute. Asta dacă sunteți atenți, pentru că astăzi invitatul meu este Costin Damașaru, un om care a cercetat sau de fapt a văzut până acum peste 7000 de creiere, corect? Da, și am lucrat cu 7000 de creiere. Iar astăzi o să aflăm că de fapt noi deținem cea mai puternică armă și că de noi depinde cum o folosim. Exact. Și anume creierul. Care este super puterea ta. Și este cadoul pe care Dumnezeu ni l-a dat, alături de viață, însă, din păcate, nu avem manual de instrucțiuni. Iar astăzi putem spune că în acest podcast o să facem un manual general de funcționare a creierului și vom încerca să înțelegem mult mai multe lucruri despre, moștenire fabuloasă. Exact. Este cea mai complexă și fastoasă și interesantă structură din universul locuit de oameni care a fost descoperită până acum. Sunt 86 de miliarde de neuroni care fac peste 60 de trilioane de conexiuni. Este absolut uluitor pentru mine. Asta este povestea vieții mele, că așa am ajuns să lucrez cu creiere. În fiecare zi rămân absolut uluit, literalmente uluit, de puterea fantastică pe care o are creierul uman de a face bine, dar și de a face rău. Aici, de fapt, este secretul. Creierul, în momentul în care nu îl controlezi, în momentul în care nu-i dai pe limbajul lui instrucțiuni clare, face ce crede el că trebuie să facă. Și nu de puține ori face și chestii mai puțin plăcute.
Până acum eram învățat că creierul este cel care te coordonează și cel care îți spune ce să faci. Și acum ne dăm seama că, de fapt, noi putem să ne educăm creierul. Cine suntem acești noi care putem sau care e forța respectivă, o să încercăm să aflăm în podcastul de azi, nu? Exact. Am pus un pahar de vin roșu să dăm noroche de la prietenii noștri de la Sâmburești și auzisem că vinul roșu e chiar indicat câteodată un pahar, nu? Pentru creier ajută sau e mit? Depinde cu cine îl bei și de câte ori îl bei, că și aici trebuie cu moderație. Și cantitatea, clar. Însă sunt câteva mituri despre creier pe care o să le demistificăm. Unul dintre ele ar fi acela că dacă ai băut un pahar de vin roșu, bun, de calitate, sau ți-au murit neuronii. Nu e chiar așa, că nu se întâmplă chiar așa. Mai mult decât atât. E un mit foarte dubios, o glumă sinistră, de fapt, care spune că noi folosim 10% din creier. Ceea ce e o prostie. Noi folosim 100% din creier, optimizat în proporție de 10%. Ce facem noi la Veruvis? Te ajutăm pe tine să crești gradul de optimizare al creierului. Și mai e încă ceva, acum vreo 3 ani de zile, cercetătorii de la MIT, unde am studiat și eu, care e una cea mai puternică universitate în zona tech din lume, zona tehnologie de inginerie, au demonstrat că 30% din neuronii unui adult sunt silent neurons, neuroni adormiți, care pot fi treziți la viață. Okay. Adică nu e o prostie asta să spui că gata, mor neuronii și nu se mai regenerează nici când. Uite, am dovedit că se poate face asta. Foarte, foarte multe cazuri. Chiar și la oameni de peste 60 de ani, 70 de ani. Sunt foarte multe metode, antrenament neuronal, photobiomodulation, prin care poți să aduci la viață creierul, să poți să-l scoți din starea de amorțire. Foarte important, de ce am făcut toate chestiile astea? Niciodată nu m-am gândit, când eram puști, adolescent, că voi ajunge să lucrez cu peste 7.000 de creiere până la 41 de ani. Eu sper în podcastul de astăzi să ne spui și ce ai descoperit în aceste 7.000 de creiere pe care le-ai văzut. Este absolut uluitor și acum că am ajuns la cifra aceasta, din februarie o să lansez și un masterclass pentru clienții mei în care explic clux de amănânte tot ce am învățat și încetul cu încetul mă duc pe zona aceasta de diseminare informației, să încep să țin cursuri, să predau că sunt la bază profesor și să preia echipa mea, o să preia tot, am antrenat o echipă foarte puternică care preia fluxul acesta de operațiuni, pentru că am vrut să stau zi de zi și am stat zi de zi din 2018 încoace zi de zi cu clienți. Am pus căști, am scos, am pus, am învățat, am creat, am inovat, avem invenția acestea pe care, pe care ți le-am arătat și când ai fost la noi. Și dacă nu aveam drive-ul ăsta, motivația asta foarte, foarte puternică, aș fi lăsat pe gubaș, că e foarte, foarte consumator de energie. Hai să le povestim oamenilor cine este Costin Dămășaru, pentru că așa se zice la Macedoni, iar Dămășaru... Pentru... invers, Dămășaru la Macedon și Dămășaru la, exact, la român. Nu? Pentru că tu vii dintr-un popor de Macedon, nu? Da. Părinții tăi au plecat în Spania când tu aveai câți ani? Păi tata pleca când aveam 17 ani, deci înainte să fac majoratul, și mama când aveam 19 ani. Era 2000 și 2000. Deci aveai vreo 20 și ceva de ani? 17 și după aia 19, când a plecat mama, și am rămas singur cu fratele meu. Sunt, ai un frate mai mic, nu? Da, un frate mai mic, un an jumate. Dani. Și am rămas singur cu el. Noi suntem, să spun așa, produsul unei societăți bolnave, că astfel mama lucra în port, până când niște băieți au vândut toate navele și n-am mai avut ce să lucrezi în Constanța. Iar tata lucra, era mecanic auto și la un moment dat niște băieți la fel au luat autobază respectivă și au vândut-o la fiare vechi, că na, așa se întâmplă. Și atunci s-au trezit că... societatea... au doi copii acasă pe care exact, trebuie să-i întrețină. Și societatea în care ei credeau și ar fi trebuit să aibă grijă de ei, pentru că oameni cinstiți, care respectau regulile, care făceau tot ceea ce trebuie ca să aibă un trai cinstit și onest, s-au trezit brusc că nu merge. Exact. Și atunci a fost un șoc foarte puternic pentru noi, pentru că a fost pentru prima oară în viața mea când m-am prins de fapt că viața nu e dreaptă. Că dacă respecti regulile și dacă ești un om onest, se întâmplă să nu depindă de tine de fapt. Și atunci te întreb, na, ca un copil, ca un adolescent, cine e de vină? Și bineînțeles că nu o să dai vină pe societate, și atunci dai vină pe părinți sau pe tine. I-ai învinovățit atunci pe părinții tăi? Da, și mi-a
Mi-a părut rău pentru chestia asta, dar ulterior am învățat. Însă, la noi, comunitatea de români este foarte important să ai succes. Foarte important. E o comunitate pe care o iubesc profund, ajut foarte mulți oameni acum de acolo, am foarte mulți prieteni în comunitate. Din păcate, nu ne vedem foarte des, că nu prea am timp, însă e o comunitate care iubește învingătorii. E o comunitate care pune presiune pe tine. Da, uite, am scris un articol acum câțiva ani despre cultura succesului la Macedon și spuneam fix ca un grafit, știi? Grafitul care la presiune foarte mare se transformă în diamante. Da, se și poate distruge. Și înainte pe papul bunicul meu, Dumnezeu să-l ierte, din bunicul patern, au avut niște vieți foarte, foarte grele. Foarte grele. Și la un dat, înainte, am murit la vreo 98 de ani. Și înainte să moară, l-am întrebat: papule, cum ați rezistat voi, mă? I-a murit prima soție cu copilul, îi hăituiau pe unde îi prindeau, grecii, turcii, da, nasol. Și bunica mea, Dumnezeu să ierte, a murit tatăl ei, l-a găsit în pădure mort. După aia a murit și soțul, l-au murit, dar niște povești cutremurătoare. Și mi-a zis așa: cu Dumnezeu ne rugam. Noi nu mai avem asta în comunitate. În general, în România, nu mai avem asta. De exemplu, cum se spune, andrupământul, știi, la Macedonia, sprijin. Știi, să te duci undeva și să plângi pe umărul cuiva. Nu mai poți să faci asta, că e rușine. Și atunci ce se întâmplă? Și la Macedon, și la Bardeleni, și la Polteni, peste tot, în comunități. Oamenii încep să sufere doar în interior, le este rușine să-și mai exprime suferința față de soție, față de frate, față de preot, față de oricine, că e rușine. Și atunci, puțin câte puțin, sufletul se fracturează. Și la nivel neuronal, că putem să vedem asta pe brain map, se vede exact cum creierul încetul cu încetul începe să se deterioreze. Adică se vede că e afectat. Exact. De ce? Pentru că obiectivul numărul unu al creierului, Cătălin, este să nu mori. Creierului nu-i pasă dacă tu ești depresiv, anxios, îndrăgostit, nu-i pasă. El lui vrea să te pasă... țină în viață. Exact. Ca să-ți transmiți genele mai departe. Ăsta e primary objective, obiectiv primar. După aia vin obiectivele secundare, terțiere. Însă, în momentul în care intervine un eveniment traumatic, fie când ești în burta mamei, fie după, creier face tot ce poate să te țină în viață. Activează o rețea, dezactivează altele, astfel încât la sfârșitul zilei Cătălin să nu moară cu costul aferent. Noi putem să ne vedem care sunt costurile. Mai mult decât atât. Ultimele teorii, ultimele cercetări, spun că sunt trei mari etape de dezvoltare a creierului uman. Prima etapă este epigenetică. Epigenetică este știința care studiază impactul contextului asupra activării unor gene. Iar epigenetica a dovedit științific faptul că 7 generații se transmit o traumă. Adică un stră-străbunic sau o stră-străbunic a avut o traumă, slavă Domnului, a avut destule, s-a înmagazinat în organe și prin materialul genetic 7 generații către descendenți. Adică tu, analizându-ți propriul tău creier, ai observat traumele astea care veneau din generațiile trecute? Asta făcând din creierul meu și din terapia pe care am făcut-o, pentru că ce facem noi este complementar terapie, nu înlocuiește. Este un catalizator, un adjuvant. Însă, antrenându-mi creierul și făcând și terapie cu mine, am început să identific, de fapt, care sunt traumele care, de fapt, îmi condiționaseră mie creierul. Pentru că a doua etapă, deci prima etapă e epigenetică, a doua etapă e când ești în burta mamei. Spre exemplu, tu când erai în burta mamei tale, emoțiile negative pe care mama ta le-a simțit, că viața nu e zen să dansăm toată ziua, să chiuim, ți le-a transmis. Mai mult decât atât, s-au amplificat, s-au transmis către Cătălin. Cătălin era acolo 9 luni, prizonier. S-au activat niște gene, iar genele respective, care sunt de fapt strigăte din străbuni, ce au făcut? Au condiționat dezvoltarea unor rețele neuronale primare adaptate pentru supraviețuire. Mai pe românește, urlau străbunii la tine în burta mamei. Metaforic, bineînțeles. Da. Bă, o să fie nasol, o să mor de foame, o să trebuie să-ți fie rușine, trebuie să urăști. De ce? Creierul a găsit această modalitate uluitoare de a ne proteja peste generații. Că dacă ne transmitea că o să fie totul bine și o să dansăm toată ziua în jurul focului, muream cu toți. Uite, Romeo și Julieta. Uluitor. De ce? Din punctul meu de vedere, Romeo și Julieta este o operă absolut uluitoare care vorbește despre traumă transgenerațională. De ce așa? Păi, două familii care se urau de secole. Eu nu știu două familii care se iubească de secole. Ok. De ce se urau? Habar n-aveau. Se urau de secole. Cineva a făcut ceva și atunci se urau. Și Shakespeare
a făcut chestia asta absolut uluitoare. A zis, bă, voi puteți să rezolvați, omul poate să rezolve trauma transgenerațională prin două modalități. Dragoste sau moarte. Și a fost atât de genial încât, la final, metaforic, așa subtil, a spus, diferența dintre dragoste și moarte e atât de fină, încât poți să fii atât de prost să o confunzi. Și de aia s-au păcălit unul pe altul că s-au omorât și la final s-au sinucis amândoi. Și dragostea ce înseamnă, de fapt? Dragostea, ca să poată să... Uite, în cazul Romeo și Julieta. Părinții se urau, familiile se urau. Dacă ei se căsătoreau în fața Domnului și primeau binecuvântarea lui Dumnezeu, se căsătoreau, acea binecuvântare și dragoste ștergea toată trauma. Și copiilor nu mai aveau nicio treabă, erau ok. Dar sau moarte. Și ei au ales din greșeală moartea. Vreau să te întreb ceva. În analizele pe care le-ai făcut până acum, se observă o diferență la persoanele care sunt credincioase, la persoanele care comunică cu Dumnezeu? Da. Mie mi-a plăcut o chestie pe care a zis Octavian Paller la un moment dat, am mai spus-o în podcast, că le recomandă celor care nu cred în Dumnezeu să creadă, pentru că atunci când ești singur, ai cu cine să vorbești. Mi s-a părut foarte puternică treaba asta. Mi s-a părut că e foarte puternică, pentru că atunci când ești singur, ai cu cine să vorbești, adică se întâmplă ceva în creierul tău. Comunici, se întâmplă aceste rețele, nu? Ca să funcționeze. Exact. Eu pot să spun first hand la... Când am fost în iad 5 ani de zile și am dat povestea despre chestia asta, mă tot întrebam de ce s-a întâmplat asta. Ajungem până la iad. Iadul în care ai fost n-a fost legat de faptul că părinții au plecat. A avut parte și asta. Pentru că toate... Nu e un punct în care gata, ai luat-o pe câmpii. La mine s-a întâmplat într-o noapte, literalmente. M-am culcat cât de cât ok și m-am trezit complet distrus. 33, împliniți, tocmai ce împliniți. Vezi, numele biblic, 33. Da, așa s-a întâmplat. Pe 15 septembrie 2014 am împlinit 33 de ani și după aia în octombrie am luat-o pe câmpii. Rău de tot. De ce? A fost un cumul de factori și acum am analizat foarte, a fost la 65 de terapeuți, șamani, vraci, am făcut multe ca să mă vindec. Și am analizat foarte bine ce s-a întâmplat. Când, revenind la ce ai spus tu, foarte, foarte adevărat, credința, de fapt, din punct de vedere neuronal, este aici, în cortexul prefrontal. Cortexul prefrontal, unde avem imaginația. Și nu faptul că ne imaginăm noi. Că Dumnezeu există, pentru noi există Dumnezeu, l-am simțit și îl simt în fiecare zi. Însă animalele n-au Dumnezeu. Ok? Și respectă niște reguli instinctuale. Noi îl avem pe Dumnezeu pentru că avem cortexul prefrontal. Și nu spune asta, spune Yuval Noah Harari chestia asta, în cartea lui Homo Deus. Sunt de acord cu chestia asta. Cortexul prefrontal este, de fapt, și aici e foarte interesant, are imaginația, însă are și executive function, funcțiile executive, adică controlul animalului instinctual din cerebelum, din sistemul limbic. Și atunci, știi, când te enervezi foarte, foarte tare, ce face diferența este dacă poți să te calmezi, dacă poți să inspiri, să expiri de vreo 7 ori, astfel încât se activează cortexul prefrontal care calmează animalul instinctual. Și te calmești și nu mai ai decizii pripite la nervi, agresive și după aia să-ți pară rău. Adică de asta e importantă respirația, că de multe ori auzi când ai atacurile de panică sau când ești foarte nervos, ți se recomandă să respiri, să inspiri pe nas și să expiri pe gură. Pe gură, conștient, adică să conștientizezi respirația respectivă. Se întâmplă asta pentru că, și e ciudat, îți spun de ce, pentru că tocmai asta creează dependența la fumat. Imediat vorbim despre asta. Când inspiri și expiri, inspiri pe nas, expiri pe gură, se produce vasoconstricție la nivel neuronal și te relaxezi. La fumat, spre exemplu, știi că vorbeam când ai fost la centru, de ce oamenii devin dependenți de fumat? Păi de unde vine fumatul? De la amerindieni. De la, bine, cu ilumindelor, indienii din America, nu erau indieni. Și când s-au dus cowboyii peste ei și i-au terminat complet, au luat tutunul. Dar la început, știi că sunt și în filmele western, mestecau tutunul. S-au prins ăștia, mă, că nu e chiar așa, dar ce făceau ăștia, de fapt. Și ce făceau indienii? Indienii și-au dat seama că sunt puțini și oricum, dacă se mai omoară între ei, nu mai rămânea nimeni. Și am zis, bă, băieți, ne întâlnim, și fie ăștia, căpetenii de triburi, ne întâlnim, fumăm pipa păcii, ne calmăm, stăm la masă, bine, sau pe jos,
în jurul focului, fumăm pipa păcii, ne relaxăm și luăm și noi decizii să nu ne mai luptăm ca idioți, să murim toți. Asta era pipa păcii. S-au prins cowboy și au început să fumeze tutun. Și s-au prins de fapt că se relaxează foarte puternic, că inspiră și expiră. Și asta, de exemplu, e practica vipassana sau respirația holotropică. Fix asta e. Capacitatea de a putea controla undele cerebrale prin intermediul respirației. Și stări de conștiință augmentate sau alterate. Și industria tutunului, de exemplu, așa s-a dezvoltat. Viciu, ce e de fapt acest viciu, această adicție? Este o nevoie a creierului de a se relaxa, și aici foarte, foarte tare, conștientul nu ia decizii. Conștientul doar justifică necesitatea luării unor decizii care, de fapt, vin din subconștient. Și, practic, atunci, prin aceste gesturi, prin această respirație, nu? La fumat. Te relaxezi. Îți dai această comandă de relaxare. Exact. Și atunci creierul spune, conștient, subconștientul spune, bă, fumează, ai nevoie ca să te relaxezi. Și conștient ce spune? Creează povești, narrative. Băi, să fumezi e cool. Să fumezi o să te placă Manuela sau eu știu cine. Și atunci, marketingul ăsta care s-a făcut din 60 încoace, fix pe asta s-a bazat. Poveștile care se spun, care să te facă să îți dorești să fumezi, să treci peste faptul că e ceva toxic. Păi și creierul nu-ți spune, vezi că dacă fumezi, îți distrugi plămânii, uite ce poți să pățești. Nu, pentru că obiectivul lui este să te relaxezi atunci. Dar informația când vine că ți se distrug plămânii și tot așa, trece în plan secundar. Uite, la alcoolism, de exemplu. Alcoolismul este self-medicament. Alcoolismul este automedicamentație. Alcoolismul, din punct de vedere neuronal, este automedicamentație. Ce înseamnă asta? Sunt niște dezechilibre neuronale al undelor cerebrale și atunci, când bei alcool, când anumite persoane beau alcool, se echilibrează anumite unde cerebrale pentru o oră, două. Ce persoane care sunt foarte inhibate se dezinhibă, încep să ne mai sociale, toate astea. Însă, creierul spune, bă, e bine. Nu mai interesează efectele secundare, că dacă bei prea mult... Da, cazi pe jos. Și exact, și atunci ai o problemă. Și creierul ce face? Preferă să aibă o oră, două de dezinhibare sau o oră, două să te simți bine și după aia să sufere. Însă, în cantități limitate, vinul bun sau, abar n-am, nu știu, tot felul de... Trabucul. Trabucul ăsta. Sunt ok, nimic, acum nimic din ce este extrem nu este bun. Însă, nici nu poți să treci în cealaltă extremă și să spui că gata, de mâine nu mai beau nimic, de mâine nu mai fumez nimic, de mâine știa. Ok, o dată pe lună că fumezi în trabuc, n-o să moară nimeni din asta. Literalmente, adică chiar ok. O dată pe lună, dacă te întâlnești cu un prieten, ai nevoie să socializezi și bei un pahar de vin, este ok. Dacă treci în cealaltă extremă și te convingi pe tine că ai nevoie să bei două sticle pe seară, ai o problemă, da. Literalmente. Totul este de acest dozaj și exact. De acest echilibru pe care trebuie să-l faci. Creierul tău poate să fie arma ta care să te ajute să reușești. Dar vreau să ne întoarcem puțin, pentru că o să mergem în acest podcast și în centrul Veruvis. O să-mi spui de ce ai pus numele Veruvis, dar vreau să te întreb de ce ai fost în iad. Aveai 33 de ani, te-ai culcat sănătos și te-ai trezit cu probleme. Și nu cu orice probleme, cu unele înfiorătoare. Da, ideea e că a fost un parcurs. Adică, foarte mult timp, bine, toată viața, dacă e până la 30 de ani, n-am avut capacitatea de a putea avea relații sociale semnificative. Mai pe românește, n-am avut prieteni. Mai deloc. Chiar deloc. De ce? Pentru că nu înțelegeam, de fapt, ce înseamnă acest context. Ce înseamnă să pot să comunici eficient cu cineva. Ok, n-aveai prieteni, dar cu fratele tău te înțelegeai? Da, mă înțeleg. După ce au plecat, m-am înțeles foarte bine. Foarte, foarte bine. Chiar am făcut o echipă foarte, foarte puternică. Înainte, ai zis după ce au plecat aici? Da, înainte, na, eram ca orice frate. Te mai cerți, mai, na, orice frate. O relație foarte ok, dar cu suși și cu borși. Dar după ce au plecat, mie chiar a fost foarte, foarte ok. Numai că mie întotdeauna mi-a fost rușine de mine. Asta a fost, de fapt, tema. Rușine și frică. Tema vieții mele până la 33 de ani a fost rușine. Peste tot. Pentru că nu aveam aia, pentru că nu arătam așa, pentru că... Am fost și după... Uite, eu aveam la evenimentul din 89, aveam 7 ani.
a urmat ania de sălbăticie capitalistă, în care toată lumea făcea ceva, toată lumea făcea. Noi nu am beneficiat de, ca să spun așa, plusurile de valoare aduse de democrație. De ce? Pentru că erau oameni care se ajutau mult mai tare și eu tot timpul am crezut că ai mei ar fi trebuit să facă mai mult. Ceea ce nu e adevărat. Au făcut fix cât au putut și îi respect și îi iubesc. Numai că atunci, na, cu mintea mea, atunci nu înțelegeam chestia asta. Ei trăiesc astăzi? Da, trăiesc și ne înțelegem foarte bine. Am avut un parcurs... Ai spus că i-ai judecat. Da. Ți-ai cerut scuze? Da, l-ai spus? Da, am făcut asta. E importantă iertarea? Da, este foarte importantă. Și când te întreb chestia asta, te întreb dacă lucrurile astea, când ierți, când începi să treci peste anumite lucruri, se văd și pe această harta creierului despre care o să vorbim. Se văd lucrurile astea? Da. Deci, iertarea ce este, de fapt? Iertarea, o să sune puțin ciudat, dar când ierți, de fapt, nu ierți pe ceilalți. Îți permiți ție să mergi mai departe. Uite, cum a spus și Iisus, știi, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. În momentul în care tu nu te iubești pe tine, n-ai grijă de tine, nu poți să iubești pe ceilalți. La fel cum a spus și iartă-ți dușmanul. În momentul în care îți ierți dușmanul, bine, nu e vorba de părinți, dar sau de apropiat sau de familie, dar să spune că cineva ți-a făcut rău, ok? Un caz extrem. Tu îl ierți nu pentru că vrei tu să fii bun, nu, îl ierți ca să nu mai fii conectat cu persoana respectivă. Ura este mai puternică decât dragostea. Știi, când spune că până când moartea vă va despărți, când ai murit ca să tăna cu dragostea. Dar ura, uite cum e Romeo și Julieta, transcende generații. Și în momentul în care ierți pe cineva care ți-a făcut rău, conștient sau inconștient, te desprinzi de treaba exact, aia, nu mai ești conectat, nu mai ai cordonul ăla energetic cu persoana respectivă și ești liber să poți să-ți alegi o altă cale, pentru că până atunci calea ta este legată de calea persoanei respective, care nu e o persoană bună. Din ce am studiat cu peste 7 de creiere pe care le-am antrenat până acum, la adulți mă refer, că la copii nu e cauza așa ceva, cei care fac rău sunt cei care suferă. Eu n-am întâlnit până acum un om care să facă rău și să nu sufere în interior. Sau n-am întâlnit un om chiar care... Chiar dacă el nu conștientizează, lucrurile astea se văd pe harta creierului. Da, dialogul interior. Se vede pe Delta, de exemplu, în 1 și 4 Hz, cum anume comuniști cu tine. Și știi cum e cu oamenii care fac rău celorlalți? E ca the dark side, e reversul medaliei sau cealaltă față a monezii la lumină din lumină. Știi? Suferință din suferință e aici. Eu sufăr pe interior și vreau să mă apropii de tine, dar nu pot pentru că sufăr, atunci te fac și pe tine să suferi ca să fii ca mine, ca să avem un punct comun. Este o explicație la oamenii care fac rău, unii conștient, alții inconștient, pentru că ei vor să transmită, cu ghilele de rigoare, lumina asta a suferinței, lumina întunecată a suferinței și celorlalți, astfel încât să aibă un punct în comun cu ei, să nu mai fie izolați. Pentru că dacă tu... Neștiind că de fapt își fac rău. Exact. Și își fac mai mult rău. De ce? E mai ușor să-ți faci rău decât bine. Da. Știi de ce? Pentru că poți. Pentru că vocea din interiorul, din capul tău, care îți spune, n-o să faci nimic în viață, să vezi ce o să se întâmple cu tine, o să ajungi ca tactul, o să ajungi ca nu știu ce, cum se spune... chiar încep să crezi că este vocea ta la un moment dat. Și atunci e o problemă. Poate ajung așa. Uite, sunt foarte mulți oameni, de exemplu, care ajung la 41 de ani, uite cât am eu, mulțumesc frumos, la fel. Și regretă ce au făcut. Eu nu regret nimic din ce am făcut. Eu sunt în punctul vieții mele în care sunt binecuvântat, sunt recunoscător pentru tot ceea ce fac și pentru faptul că mi-am găsit misiunea. Dacă să ajung la misiunea asta și la drumul cel bun, cum spun eu... A trebuit să te culci într-o seară sănătos și să te trezești a doua zi cu tinnitus. Tinnitus care e una din cele mai, pot să spun asta, una din cele mai perverse boli care poate să existe. De ce? E un țiuit în permanență pe care l-ai într-o ureche sau în ambele? Da. Și care nu are o cauză fiziologică. Este idiopatie. Adică nu are o cauză fiziologică. Este, de fapt, o formă de tortură. Adică tu auzi un țiuit în permanență în ureche. Auzeam, acum n-am mai auzit din
de câțiva ani buni. Da, asta auzeai în permanență? Tot timpul. În ambele urechi? Timpul. Da, în ambele urechi și mai mult decât atât, noaptea mă trezea din somn, adică nici nu puteam să dorm. De asemenea, pic, adică tu nu aveai nimic, te-ai culcat și te-ai trezit a doua zi cu problema asta? Aveam... eram foarte rușinat, eram depresiv, anxios, dar nu atât încât să nu pot să gestionez ce se întâmplă. Dar am fost la o nuntă, am ajuns simțeam că ceva nu este în regulă și am ajuns acasă în pat unde am dormit 30 și ceva de ani și mi-am zis, băi, Costine, treci printr-o perioadă grea, nu se întâmplă nimic din ce ai vrut, ești cam, nu mai ai niciun ban, ești falit, ești vai de capul tău, lumea acum râde de tine, chestii de genul ăsta, na, dialogul meu interior, dar ești acasă, eu să fiu ok, o să stai cu ai tău, o să treacă o perioadă, lumea nu o să mai râde de tine, nu o să mai fii rușinat, nu o să ți-o mai iei, băuse și o să fie bine. Poftim? Nu, doamne, nu, nu prea, adică beau, eu beau foarte rar. Nu, că la o nuntă, e petrecere, știi, și dintr-o dată începi să... Nu, eram super rușinat la nuntă aia, super rușinat și... am ajuns acasă, cred că am stat o oră sau o oră jumate, am ajuns acasă, nu știu, la vreo 11 ani ăsta, m-am culcat și când m-am trezit dimineață, m-am trezit cu țiuitul ăla. La început nu mi-am dat seama ce e. Bă, cine? Poate fi de la muzică, de la... Da, de la muzică, am fost la petreceri, ok, o să treacă. Pac, vine seara, nu trecea. Noaptea respectivă n-am putut să dorm. După aia am început să mă alertez. În momentul în care am început să mă alertez, s-a terminat tot. Și la un moment dat ajunsese atât de puternic, încât literalmente nu mai auzeam. Să auzeam tot timpul. Și e o formă de tortură asta. Și încep să o iei pe câmpii. După ce am plecat după aia din Constanța. Te-ai dus la medic, presupun. Am fost la medic, medicul mi-a zis, nu o să mor de ea, nu o să mor de el, dar o să mor cu el. Și eu i-am spus să mor tu. Și răspundeam la toți, băi, nu se poate. Și explicația, nu există nicio explicație, nu știm ce, nu se poate rezolva, o să te înveți să... Nu se poate, nu. Trebuie să găsim o soluție. Și după aia am plecat din Constanța, am fugit în București. Și a fost interesant. Dar am avut experiență, uite asta, n-am povestit-o nicăieri până acum. Era, în noiembrie era, deci la o lună după ce a început toată nebunia asta, și nu puteam să dorm. Adică era, nu mai înțelegeam de ce e noapte, de ce e zi, adică prelusem rău de tot hățul. Eram foarte singur, dar rău de tot. Cum spune la Machidonie, chirușcă pe ele, am pierdut caprele, adică nu eram om, basic. Dacă mă chideau la obăgea, nu mai ieșeam. Și în momentul, în seara, chiar am început să plâng foarte tainic și am început să mă rog. Și am zis, domnule, ajută-mă că nu știu, e întuneric peste tot, nu văd nimic, nu se poate, nu ție capul ăsta, nu puteam să citesc, nu puteam să fac capul. Păi ieșeam afară, urla, țibuia și mai tare. De exemplu, dădeam drumul la muzică, se oprea puțin, după aia venea și mai tare, creștea și mai puternic. Nu se poate. Adică, și știi care e, de fapt, de ce am spus că e o boală perversă? Pentru că nu știi de unde vine. Când ți-ai rupt o mână, știi, bă, ți-ai fractura mâna, o pui în gips, trece în câteva luni. Dar aici, nimeni nu poate să-ți spună ce, nu putea să-mi spună ce e de fapt. Și am identificat eu mai încolo. Și ai fost la foarte mulți medici, ai fost la foarte mulți... Șamani, am fost și la Bert Hellinger Institute, am ajuns și la MIT, m-a închis o nebună australiancă într-o piramidă în Giza, lângă Giza. Dar să spun ce s-a întâmplat în noaptea. Și eram, m-am rugat și m-am rugat atât de puternic și o chestie, uite, n-am spus niciodată chestia asta în niciun podcast, mi-am pus un cântec de leagăn. Cum eram eu așa, la 33 ani, mai omul la 2 metri, mi-am pus un cântec de leagăn. Și am stat, plângeam atât de puternic și eram, mă rugam foarte, foarte puternic și am simțit o chestie, ca un fel de prezență feminină care m-a înglobat așa, ca într-un fel de... A venit peste mine și m-a pus într-un fel de glob și m-am trezit dimineața la 7. Nu s-a întâmplat niciodată până atunci și de atunci încoace. O singură dată s-a întâmplat chestia asta, dar a fost o experiență absolut uluitoare, în care ceva s-a întâmplat, încă nu pot să explic ce s-a întâmplat, dar am simțit o chestie absolut uluitoare, o prezență foarte puternică, care pur și simplu m-a învăluit. Asta e cuvântul. Nu știu, nu pot să... Cred că altceva n-avea ce să fie, a fost foarte plăcut. M-a învăluit și am adormit. Pentru că cred că dacă n-aș fi dormit, în noaptea aia muream. După aia am avut experiență foarte dureroasă la nivel psihic într-un spital din România, din București. Și peste, asta pe 24 se întâmpla decembrie și pe 31 decembrie am decis să termin
socotelele cu lumea asta, că am zis, bă, nu mai merită să fii aici. Nu scăpai de țiuitul ăsta. Nu scăpai de țiuit și mai mult decât atât. Știu că spusese la un moment dat pus pe o scară, nu? Să se vadă ce putere are. Și da, era THC, Tinctus Handicap Inventory, aveam 8,7. Ce au peste 8,5, nu prea mai scapă, toți au tentative de suicid. Și Dumnezeu m-a ajutat printr-un miracol și am supraviețuit și atunci, în momentul în care m-am trezit după tentativa respectivă... Adică ai reușit o tentativă de genul. Da, 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 a fost momentan, peste câțiva ani o să povestesc despre chestia asta, ce s-a întâmplat și cum, că încă nu pot să povestesc, e foarte dureros pentru mine, să ajungi să încerc să-ți iei propria viață, nu e un lucru care trebuie să întâmple nimănui în lumea asta. Și după aia, în momentul în care m-am trezit, era în... pe 2 ianuarie și am zis, bă, ce facem? Suntem aici. Dumnezeu ne-a ținut aici cu un motiv. Și după aia am început, puțin câte puțin, să mă reconstruiesc. Și la fel țuia foarte tare capul, mai întâlneam cu oameni foarte rar și nimeni nu vrea să se întâlnească cu mine, că tot ce făceam le povesteam. Și după aia, nu auzi nimic. Și atunci, știi ce m-a învățat asta, Cătălin? Faptul că eu aveam o halucinație auditivă. Care este, de fapt, tinnitus? Faptul că eu aveam halucinația auditivă, eu auzeam ceva, dar tu n-auzeai și tu nu mă credeai pe mine, atunci mi-am dat seama că noi trăim în realități diferite. Acum vin clienții la mine acum și cu tot fel de povești, care mai de care mai dramatice, eu înțeleg pe ei și înțeleg la nivel profund că realitatea lor este diferită și în momentul în care o persoană îmi spune că suferă, dar la exterior nu se vede nimic, că e super îmbrăcată sau nu știu cum și aranjat și nu știu ce, și persoana respectivă îmi spune că suferă, eu nu numai că îl cred, simt suferința aia, că am fost acolo. Și atunci îmi dau seama că, de fapt, misiunea mea este să pot să ajut omul respectiv să poată să identifice, cum am identificat și eu, resursele interioare. Și ești foarte important să se auto-vindece, pentru că nimeni nu vindecă pe planeta asta, doar Dumnezeu vindecă. De ce spun asta? Doar Dumnezeu vindecă. Noi ce facem? Cu ajutorul tehnologiei acum, ajutăm clienții să poată să identifice resursele interioare, să se auto-vindece, adică să înțeleagă, de fapt, cum anume să-și controleze mașinăria asta absolut uluitoare, fascinantă, astfel încât să se transforme din sabotori, din inamici, în cei mai buni prieteni ai noștri. Și, de fapt, și care e secretul? Noi am transformat creierul în inamic. Noi am transformat creierul în sabotor. De ce? Pentru că am permis celor din jurul nostru să ne ia din strălucire, să ne ia din dorința de a crea când eram copii. Când ești copil, tot este posibil. Copiii până la vreo 7-8 ani copiii nici nu au frică. Sunt în teta, 4 herți imaginație și la un moment dat ceva se întâmplă. Fie părinții, fie școala, fie cineva le taie aripile. Și atunci, puțin câte puțin, încep să crezi că nu mai ești bun, că puțin câte puțin ți se dă o direcție și știi ce am învățat eu lucrând cu peste 7.000 de creiere. Și mi-e greu să spun chestia asta, dar... creierul este un dar uluitor. Este super puterea ta. Însă, darul dat de la Dumnezeu, însă, comunitatea, societatea, școala, consumerismul, marketingul, toți, puțin câte puțin, te duc pe o direcție. Te condiționează, te fac să crezi că poți doar atât, te fac să crezi că dacă trebuie, ca să fii fericit trebuie să cumperi aia, te fac să crezi că dacă e să fii fericit, trebuie să ai mașină, casă, chestii de genul ăla, fiecare, așa, posesiuni materiale, și puțin câte puțin și ce se întâmplă. Și am văzut asta la creiere. Se uniformizează creierele. Și de unde sunt toate uluitoare, fantastice, minunate, poate să creeze, poate să facă chestii uluitoare, își pierd din strălucire și creierul are două pedale de accelerație, supraviețuire și evoluție. Apasă din ce în ce mai mult pe supraviețuire. Și nu mai rămâne evoluție pe evoluție. Știi, povesteai acum despre copiii care au energie, care vor să descopere foarte multe lucruri și mă uit la oameni care trăiesc în familie unde există foarte multă iubire și la copii care trăiesc în familie unde e foarte multă iubire și copii în care trăiesc în familii mai cu probleme.
Și se vede diferența asta inclusiv pe chipul lor sau pe modul lor de a se poziționa în societate. Tu observi chestia asta la un copil care este iubit și un copil care nu are parte de iubire? Da. Se vede creierul că e afectat? Da. Da, 100%. De ce? Când lucram cu părinții face-to-face, față-înfață, până acum câteva luni, primul lucru pe care îi întrebam când veneau la Veruvis Kids era: vă vedeți copilul ieșind din disfuncția pe care o are, din boala pe care o are? Îl vedeți? Vreți să se facă copilul bine? Și am zis, cum adică, ce întrebare asta? Păi, e o întrebare foarte legitimă. Cu ce gânduri pe la noi? Asta e prima întrebare pe care o adresez. Și mi-a dat, cum? Și, dar ce mă întrebați asta? Sau de ce ne întrebați asta? Că erau mama și tatăl. Spuneam, păi în momentul în care tu îți folosești creierul ca să comunici cu Dumnezeu, cortexul prefrontal, dar îl folosești și ca să-ți imaginezi cum va fi copilul tău când va fi bine, tot universul te va ajuta, va lupta ca acest copil al tău să reușească. Și le puneam întrebarea respectivă și încă le mai adresez întrebarea respectivă. Cum îți dai seama la teatru cine este regele când toți sunt îmbrăcați la fel? Și răspunsul e următorul. Îți dai seama în funcție de cum se comportă ceilalți actori față de rege. Care e morala? Dacă tu te vei comporta față de copilul tău ca și cum se va vindeca, ca și cum va ieși din disfuncția respectivă, asta va face. Dacă tu te vei comporta și te vei plânge toată ziua că nu o să mai iasă digel niciodată din boala asta, ce ne-a pedepsit Dumnezeu, ce ne-a... Acolo o să rămână. Indiferent ce facem noi. Indiferent mental ce... Exact. Ce arunci în univers și exact. Ce spui. Uite, povesteam la un moment dat cu doctori care au venit la noi la podcast și povesteau despre pacienți care se duc în sala de operații optimiști și se vindecă mult mai repede decât pacienți care se duc cu foarte multă teamă, fără încredere în doctorul respectiv. Și doctorul spunea, domne, am avut chiar doctorul Poiană, un renumit ginecolog, povestea, domne, am avut paciente care au intrat în sala de operație spunându-mi, doctore, am încredere în tine, haide că am treabă, peste o săptămână trebuie să ajung undeva. Și se observa cum corpul și toată ființa respectivă lucra și omul ăla se făcea mai se făcea bine mai repede decât ceilalți. Demonstrat asta. Da, foarte adevărat. Mai e ceva. În Grecia antică, medicii se numeau iatros. Chiar așa mai când avem iatru, medic. Și iatros înainte vindecau sufletul și după aia vindecau trupul. Adică înainte veneau, vorbeau cu tine, chemau zeii ce făceau ei pe acolo și te pregăteau sufletește. Și după aia îți vindecau trupul. Este fix ce ai spus tu. Adică este o conexiune foarte puternică între creier, minte și corp. Sunt trei chestii total diferite. Descartes, uite, un fizician, matematician și filozof foarte, foarte puternic, care a inventat foarte, foarte multe lucruri, însă Descartes ce a făcut? A creat sistemul cartezian, iar medicina alopată, avem foarte mulți colaboratori medici, lucrăm, suntem foarte recunoscători că suntem în 2012, avem super spitale și tot ok, însă medicina alopată poate fi îmbunătățită pentru că face o diferență între creier și corp. Și asta vine de la Descartes, la sistemul cartezian, pe care s-a structurat toată această medicină. Noi avem norocul că lucrăm cu medici foarte buni, psihiatri, neurologi, care înțeleg de fapt că există o conexiune foarte puternică și oameni care, cu adevărat profesioniști, care pregătesc întâi sufletește pacientul și apoi îl vindecă. Știi, îl ajută să se vindece. Spune-mi, cum ai ajuns să faci această clinică, sau nu clinică, centru care studiază creierele? În toată încercarea asta mea de a mă ajuta, de a ieși din iadul personal în care eram, am ajuns și la MIT în Boston, unde am dat peste o lume absolut uluitoare. Și acolo am dat peste niște tehnologii absolut uluitoare care mi-au arătat, de fapt,
că se poate. Eu veneam din România, unde nu aveam acces la foarte multe. Deci tu vrei să te vindeci. Vrei să-ți găsești rezolvarea. Toate acțiunile mele, tot ceea ce respiram, mâncam, făceam, era ca să mă vindec, să pot să scap de tinnitus. Numai cei care au tinnitus înțeleg chestia asta. Pentru că nu mai există nimic altceva. Nu mai există somn, nu mai există relaxare, nu mai există să poți să citești o carte. Nu mai există poți... viață, practic. Da, nu mai există. Și ți se ia totul, de fapt. Dar eu acum, cum văd tinnitus, și le spun asta și clienților mei, și am avut toate foarte bune cu teoria asta, practică, tinnitus este ca un senzor de fum care ți arată că ți-a luat casa foc. Și nu te duci ca idiotul să distrugi senzor de fum, ci te duci să stingi incendiul astfel încât senzorul de fum să-și facă treaba, dar să se oprească, pentru că nu mai este niciun incendiu. Asta facem, de fapt, la Veruvis, de exemplu, pentru clienți care vin cu tinnitus. Îi învățăm cum anume să-și controleze creierul astfel încât să scoată la suprafață informația traumatică, să o asimileze, să evolueze. Și facem asta și pentru clienți care vin cu depresie, anxietate, multe. Și învățăm, de fapt, clienții, că asta este un proces de învățare accelerat, învățăm cum să pătrundă în interiorul lor, în subconștientul lor, cu duhul blândeții, fără rușine, fără frică, să scoată informația traumatică, să o asimileze, adică să învețe din ea și să evolueze. Pentru că, cum am spus mai devreme, doar Dumnezeu vindecă. Noi ce putem face este să învățăm clienții, să învățăm cum anume să acceseze situațiile, informații traumatice, să învețe din ele, că acolo este secretul. Dacă nu înveți din ele, spre exemplu, din anxietate, din depresie, poți să înveți. Eu văd depresia, anxietatea și alte disfuncții ca oportunități de a învăța despre tine, de a scoate la iveală ceea ce nu este conform, ceea ce nu este armonios, să resetezi, să înveți și să mergi mai departe o versiune mult mai bună a ta decât atunci când a intervenit acea disfuncție. De la ce ai dat numele Veruvis? Este un amplificator care crea special pentru noi. E creat de cine? O echipă din Germania care creează pentru noi aceste echipamente și așa ca o noutate. O să mergem imediat și în centru, da, să le arătăm celor care urmăresc podcastul nostru, dar de la ce vine numele? Sau, și acolo Veruvis. Ce e? Deci că e un hard disk, știi? Asta este un amplificator, unul creat special pentru noi, numai noi îl avem, numai noi avem voie să-l folosim. Și ăsta ce face? Eu o să se vadă și pe imagine de la centru, ăsta amplifică semnalul de creiere foarte, foarte puternic și ăsta ne permite nouă, de fapt, împreună cu un software foarte puternic, să vedem ce se întâmplă în creierul omului și apoi să-i arătăm omului cum anume să poată să-și controleze rețelele neuronale. Veruvis vine de la... E numele pe care tu l-ai dat, nu? Da, eram eu meditez foarte des și într-o seară când meditam, mi-a venit în minte cuvântul Heruvis, care înseamnă heruvimi. Și la vreo două zile după, mi-a venit în minte cifra 5, când meditam, am o imagine mentală, cifra foarte puternică, cifra 5 și Roma antică. Și 5 în Roma antică era V. H-ul este mut, vine Veruvis, cei 5 heruvimi. Și chiar atunci meditam și vreau și eu să găsesc un nume pentru proiectul meu, că la dinainte era foarte lung și oamenii se împleticea limba când îl pomeneam. Neuroperformance Enhancement Center. În New York eram când mi-a venit ideea asta și... Și prescurtat era greu de pronunțat, da? Da. Și am zis, ok, hai, trebuie să schimbăm asta, că sunau unii, bună ziua, neuro e. Și atunci am zis, băi, trebuie să schimbăm. Și am stat meditant și mi-a venit imaginea asta, tot cele două imagini care au fost absolut uluitoare și de atunci ne numim Veruvis. Și Veruvis a dus și Veruvis Kids la copii. E, uite, Carl Gustav Jung, părintele psihologiei analitice, spunea că sunt trei mari modalități prin care comunicăm cu subconștientul. Imaginație, simbolistică și vis. De aceea, noi folosim la Veruvis imaginația simbolistică, cu jocurile pe care le avem, jocurile speciale, și clientul acasă visul. Secretul în spatele rezultatelor noastre, pot să spun, absolut uluitoare și avem foarte mulți clienți care sunt absolut uluiți de ce face și mulțumiți de ceea ce facem. Pentru că sunt oameni politici, antreprenori, sportivi, oameni obișnuiți, cu profesii obișnuite, care vin să-și antreneze creierul, corect? Da.
Și... Pentru că, cum ai spus tu, un creier funcționează 100%, dar doar 10% este optimizat. Exact. Și atunci încerci să faci ca optimizarea lui să fie mai puternică și să te ajute, cum te duci la sala de sport să-ți antrenezi, nu știu, pectoralii, bicepsul, aici te duci să-ți antrenezi creierul. Exact. Pentru că se poate chestia asta. Exact. Ca și cum te duci... Faci exerciții pentru creier. Exact. Și vii la noi și prima dată ce faci, un harta creierului în brain map. Care... Haideți să mergem să le arătăm oamenilor, vrei? Da, haide. Haideți să le arătăm pentru că eu am făcut treaba asta, am venit la voi și am zis, bă, haideți să vedem cum arată și e foarte interesantă experiența. Și sper că observi că în același timp voi aveți mirosul ăsta în centru și l-am adus și noi aici la podcast. De fapt, mi l-ai adus tu, dar l-am deschis să-l punem la podcast ca să te aducem în ambientul tău. Că și tu ai foarte mult lemn acolo, tot de la exact, Urbanuț, exact, da. Tot de la băieții ăștia care se joacă cu lemnul și se joacă da. Frumos. Să ai mirosul ăsta care e la tine acolo. Am făcut o cercetare 2 ani de zile. Ce anume, ce miros calmează copiii cu autism și ADHD și calmează și adulții. Și este cardamomul cu lămâiță și acum îl producem în Florența, în Chiara, lângă Florența. Se numește ancor olfactiv, adică vin clienții la noi, miros parfumul, că e în toată casă, și la Verbis și la Verubis, și îl cumpără pentru acasă, când se roagă, meditează, o folosesc echipamentele noastre acasă, și creierul își aduce aminte. Și se mai întoarce și se mai antrenează un pic. Asta este ancora olfactivă, pentru că olfactivul, nasul, este primul organ care ne ajută pe noi după ce ne naștem să facem sens din lumea care ne înconjoară. Și mai mult decât atât, nasul, olfactivul, este legat de amigdala neuronală, care sunt ca două cireșe așa în interiorul creierului, care, unde acolo avem rușinea și frica, care au puterea de a suprascrie orice. E atât de puternic olfactivul. Și... De asta de multe ori îți aduci aminte cum era mirosul de la bunici sau din exact. Copilărie. Îți aduci fără să vrei... Și știi ce se întâmplă? Sunt ceva companii care se folosesc de chestia asta ca să te facă să cumperi mai mult. Uite, îți dau un exemplu. Chiar mi-a zis un prieten zilele trecute, l-ai cunoscut și tu când a venit la noi, spunea că în anumite cluburi se bagă anumite mirosuri ca să consum mai mult. Foarte interesant. Nu știam asta. Eu știam asta la niște hipermarketuri unde bagă mirosul de pâine coaptă. Știi? Mm-hmm. Proaspăt coaptă. Ca să te facă pe tine să cumperi. Că nu că nu coc pâine acolo, că n-au unde să facă. Dar au niște dispersoare adică de... simțul acesta olfactiv te ajută ca tu să... Nu? Asta te ajută, de fapt, să te calmezi. Să poți... te calmezi, nu, dar nu neapărat asta. Zic că se poate, datorită mirosului, dar, nu? Să te duci și să faci te o regresie, întorci. De fapt. Să te întorci în să ai ancora asta, mi-a plăcut cum sună. Exact, să ai ancora olfactivă. Uite, de exemplu, industria parfumurilor, pe asta se bazează. Pe emoțiile pe care le stârnește mirosul respectiv. Și de-aia, de exemplu, moscul se folosește, e eliminat de către corpul bărbaților. Și este folosit la fel în parfumuri, sunt feromoni. Adică e atât de multă putere în cunoașterea pe care o avem în jurul nostru, absolut uluitor. Și tot pornește de la creier. Uite, îți mai spun ceva. Și apoi mergem la centru, da? Da. Hai. Eu când mă uit la tine acum, de fapt, eu te văd, și în orice carte de clasa 7 de biologie scrie asta, eu te văd cu capul în jos și mai mic. Iar zona mea occipitală, noi cu aia devenim, de fapt, cu ceafă. Întoarce imaginea. Exact. Întoarce imaginea și o mărește. Adică nici ceea ce văd eu nu este real. Este, de fapt, un construct mental al rezultat în urma conexiunii neuronilor mei. Și mai e ceva. Ce e creierul, de fapt? E o masă de grăsime de vreo câteva kilograme. 1, sănătate. Mulțumesc. Adevărat. E o masă de grăsime de vreo câteva kilograme, 1,8-2 kilograme, într-un acvariu cu lumina stinsă. Ăsta e, de fapt, creierul. Și preia informații. În momentul în care îți dai seama că, de fapt, tu nu ești creierul tău, că, de fapt, tu nu ești gândurile tale, atunci, cum s-a întâmplat în cazul meu și a nenumărat clienți de noi, ți deschide o lume absolut uluitoare în care îți dai seama, de fapt, că poți să faci chestii uluitoare în momentul în care începi să-ți înțelegi creierul și, foarte important, ce facem noi,
începi să înțelegi alfabetul creierului tău, să faci cuvinte, propoziții, metaforic, bineînțeles, să comunici cu creierul tău. În momentul în care înțelegi să comunici eficient cu creierul tău, cu duhul blândeții, creierul te va răsplăti și va deveni cel mai bun prieten al tău. Haideți să mergem în centru, pentru că acolo o să vedem ce înseamnă la un moment dat să-ți supui creierul, mintea, sufletul într-o încăpere în care se stinge lumina total și nu numai că se stinge, dar e antifonată încât ai impresia că, nu știu, că vorbești tu cu tine, cu gândurile tale, nu? Că ești tu acolo. Hai să mergem în centru să vedeți, oameni buni, despre ce vorbim și cum facem acest experiment practic în care scanăm creierul, corect? Exact. Și eu sunt ăla care intru în experiment. Hai să vedem. Deci gata, din studio, de la podcast am ajuns la tine, Veruvis, le-am explicat oamenilor de unde vine toată povestea, iar acum o să vedem în cadrul podcastului ce înseamnă practic o testare, da? Exact. Suntem în centru tău. Okay. Și vedem exact ce înseamnă și cum, care este procedeul ca să-ți testezi creierul. Ca să evaluezi exact modul în care creierul comunică, okay. Modul în care... Ce ți-a făcut viața, de fapt? Cum a trecut viața peste tine? Adică faci o radiografie, nu? A lucrurilor care ți-au întâmplat în viața pictăm ta. Un tablou, da? Al modului în care creierul s-a optimizat, s-a adaptat, ca tu să poți să treci fiecare zi a vieții tale. Și e un procedeu pe care îl facem. Da. Cât mai relaxat cu putință. Bun. Ciucă, zburăm. Asta este o cască cu niște senzori speciali. Dacă... O să scoți puțin ochelarii. Da, da, da. Okay. Înapoi în viitor. Exact. Punem casca, sunt 21 de senzori care colectează semnale electrice din creier. Adică nu băgăm nimic în cap. Îl lăsăm pe Cătălin așa cum e. Doar monitorizăm modul în care creierul comunică. Și obiectivul care e? Obiectivul este să putem să creștem gradul de optimizare al creierului. Senzorii aceștia își vor face treaba și 10 minute Cătălin va sta, se va uita la un clip. De ce e important să-ți ia 10 minute fără să se miște, relaxat? Pe noi ne interesează să vedem ce face creierul când nu face nimic. Contrar opiniei generale, creierul când nu face nimic, face foarte multe lucruri. Când posesorul nu face nimic, când stă relaxat, se uită la televizor, la un clip frumos, scade doar cu 5% activitatea neuronală. Adică mai ridică piciorul de pe accelerație. Exact, dar foarte puțin. După ce colectăm semnalul din creier, adică doar măsurăm, nu băgăm nimic, cu duhul blândeții, că nu-l doare, nu nimic, poate să vă spună, noi după aia procesăm, cu un soft special, procesăm informația și vedem exact cum anume se situează creierul lui Cătălin, modul în care comunică el, față de un creier perfect. Iar apoi, prin antrenamentele neuronale, prin metoda Veruvis, ducem creierul lui Cătălin cât mai aproape de creierul perfect. Succes, Cătălin! Mulțumesc! Stai 10 minute și revin 10 minute. Asta e ca o cască de not. Cam asta e senzația. Obiectivul nostru la Veruvis este să le arătăm clienților noștri, cum este Cătălin aici de față, că ei pot dobândi puterea asupra creierului lor. Creierul este asaltat zi de zi de milioane de informații. Fie de la muncă, personal, TV, social media, suntem într-un asalt permanent de informații. Și atunci noi ce facem este important să le transmitem clienților că au puterea de a începe să-și controleze creierul. Poți să-ți antrenezi creierul și facem asta cu foarte mulți clienți ca să poată să înțeleagă mai bine ceea ce citesc, să rețină și apoi să pună într-un context, să folosească în momentul oportun, la examene sau în viața reală, să folosească informațiile captate. Ce am făcut noi până acum? Am stat 10 minute și am colectat semnalul din creier. Acum ce vom face? Voi dezvolta un protocol de antrenament neuronal personalizat pe baza semnalului electric procesat, pe baza hărții creierului. Iar harta creierului ne arată unde trebuie să lucrăm, ce, cu ghilele de rigoare, grupe de mușchi, trebuie Cătălin să-și antreneze. Hai, uite, ăsta e jocul, vezi, uite. Inspir pe nas, expir pe gură,
Unul deci, practic, explica... acum, după ce vezi harta creierului tău... A făcut un protocol de antrenament. Și ăsta e jocul. Ăsta e un joc pe care tu, practic... Îl controlezi cu puterea minții. Okay. Dar tu, cu cât stai mai liniștit, cu cât stai mai relaxat, în câteva secunde să înceapă să pornească mașina. Ia uite. Și când, uite, vezi? Și acum creierul tău recompensat, pentru că rețelele neuronale pe care le monitorizăm se optimizează, uite. Inspir, expir, bravo. Și am făcut protocolul fix pe disfuncțiile pe care le-am identificat. Tu nu faci stânga-dreapta, tu doar ții mașina pornită. Când îți fuge mintea, se oprește. Și tu înveți acum cum să faci gândurile să treacă prin tine, de fapt. Te gândești la mama, la tata, la ce vrei tu, soție, copii, și se... Cum te-ai și antrenat, Cătălin, cu antrenamentul ăsta primul nivel, o să trecem la următorul nivel, mergem la invenția mea de om, pântecul, o invenție la nivel global, care te va ajuta să te antrenezi și mai puternic, metaforic vorbind, să ajungi în pântecul mamei și să poți să scoți la iveală rețele neuronale primare pe care le antrenăm. Iată că se îndeplinește visul unora care îmi trimite pe internet mesaje să te duci în... Când te duci în The Womb, creierul tău își aduce aminte cum era în starea respectivă, ies la iveală rețele neuronale primare pe care noi le antrenăm. Ăsta e secretul, de fapt. Am creat acest sistem, care este un antrenament neuronal foarte, foarte puternic, care este unic în lume, este invenția noastră, care vom cuceri lumea. Acum suntem în spațiu de antrenamente avansate ale Veruvis, unde avem o parte din invențiile mele. Este un spațiu absolut science fiction. Cu siguranță o să vă placă foarte mult. Poftiți! Mie că m-am îmbrăcat eu un pic în roz ca să fac diferența. Haide, iau înainte. Iar aici avem invenția mea de om, care replică, de fapt, pânte cu mamei, unde antrenăm clienții și au experiențe absolut uluitoare. E mai întunecat pentru că totul e mai întunecat aici, exact. Așa că totul e vopsit în negru și haideți să vedem despre ce este vorba aici. Avem de umbă aici, mai avem încă două străle de privare senzorială, un pic mai speciale, în care nu vezi nimic, n-auzi nimic. Aici nu vezi nimic, n-auzi nimic și plutești. Astfel cât la temperatură ești într-un spațiu, într-un fluid, care nu te uzi, nu nimic, pur și simplu creierul tău plutește la 34 de grade și își aduce aminte cum era în burta mea. Și acolo antrenăm creierul. Asta este invenția. Stau aici, stai, da? Stai acolo, te întinzi, așa. Da, la, lasă puțin în aprinsă să vadă, sau nu vrei să se vadă mai se mult. Vede așa, se vede așa, e foarte bun. Invenția. Așa. Asta e o etapă din antrenament. Urmează. Se început totul. Urmează altele. Și aici te simți ca în burta mamei și te antrenăm cu casca specială. Iar acum pentru filmare e lăsată lumina, pentru că în rest se stinge, exact. Nu? Și întuneric pe zi. Cât de confortabil e. Și practic acum am ajuns în pântec. Deci vede bine. Perfect. Ok? Da. Ăsta e un cadou făcut de o clientă pe care am ajutat-o să scape de migrene. Bă, de așa rămân principe acest venit, v-ai aranjat neuronii cu sufletul. Cât de mișto e sunul ăsta. Asta e o altă inovație în primeră, Cătălin. Se numește The Dark Room. Și asta e o altă etapă a antrenamentului. Exact. Eu cum se aude. De fapt, e totul atât de izolat. Exact. Nu mai auzi nimic, nu vezi, că o să stingem și lumina. Sunt de ingineri foarte pricepuți, ne-au făcut aceste panouri, care sunt, de fapt, făcute pentru un studio de înregistrări, ca să fie izolat total. Și n-auzi nimic, nu vezi nimic, scaunul acesta din piele și ăsta preia toate vibrațiile astfel încât să nu mai emiți nicio vibrație. Și în momentul ăsta, noi ce facem? O să-l antrenăm pe Cătălin, îi punem cască pe cap după aia, să se antreneze întuneric beznă, n-auzi nimic, nu vezi nimic, astfel încât să stea cu el. Diferența față de umb și ce e aici este că în de umb, în pântec și plutești. Ăsta a fost înainte de umb. Și după aia a fost evoluția către de om, către pântec, în care am găsit sistemul acela în care plutești. Iar aici vei sta cu tine singur, cu gândurile tale. Beznă totală. Tu cu tine și cu gândurile tale. Aici este o altă invenție de-a mea, se numește Veruvis Egregora. Și ce am făcut? Am legat 6 creiere în rețea. Antrenăm 6 creiere în același timp. Astfel încât putem să creăm o conexiune între creiere, să se antreneze mult mai puternic. Aici antrenăm echipe sportive, antrenăm echipe de conducere din corporații, astfel încât se antrenăm să fie pe aceeași lungime de undă, să se înțeleagă mai bine și să poată să comunice mult mai eficient. Antrenăm și familii, adică
familiei, ca să se înțeleagă mai bine membrii familiei? Exact, da. Să poată să... Să comunice mai bine. Comunice mai eficient, să dispară certurile, să dispară informațiile interpretate eronat, astfel încât... Care duc la conflicte, practic. Exact, să dispară conflictele, uite, asta e. Și în corporații, și în familie, pentru că până la urmă conflictele apar ca o manifestare a unei lipse de comunicări eficiente, de fapt. În momentul în care comunică creierile cum trebuie, cum spunem noi la români, sunt pe aceeași lungime de undă creierile, dispar foarte multe conflicte. Și ați făcut chestia asta cu 6 oameni? Exact. Și facem masă o dată pe săptămână, antrenăm 6 oameni. Ne-am antrenat și familie, sportiv de performanță, lucrăm cu COSR, lucrăm cu foarte multe corporații care își trimit aici directorii și învățăm, le legăm creierile în rețea și învățăm cum anume să comunice mai eficient. Suntem singurii din lume care facem asta. Super. Bun, deci acum, practic, după ce am făcut scanarea... După ce am făcut scanarea, uite, avem așa. Și, ca să fie foarte simplu de înțeles, avem 5 viteze, ca la mașină. Ok? Delta, teta, alfa, beta și gamma. Fiecare face ceva. Și avem aici delta. 1, 4 Hz. Și aici trebuie să vezi, este creierul tău. Și ne-am comparat hipo prea puțin, hiper prea mult. Albastru e înghețat, roșu e foc. Metaforic, bineînțeles. Da. Adică aici nu comunică cum trebuie, aici comunică prea mult. Iar la tine aici pe delta, care relația cu sine și somnul profund, o să lucrăm, te antrenăm astfel încât să poți să comunici mult mai eficient cu tine, cu subconștientul tău. Okay. Astfel încât să te înțelegi mult mai bine pe tine, să poți să iei deciziile corecte în contextul respectiv, să înțelegi, de fapt, unde te afli și de ce, în viața ta sau, în general, în profesia ta și ce faci, cuvântul de ordine aici se numește reprezentarea contextului. Unde te afli și de ce. În funcție de cât de bine înțelegi tu contextul, creierul tău dezvoltă strategiile optime ca să ai cele mai bune rezultate. Mai pe românește, să știi ce ai de făcut în fiecare situație. Cum să vorbești un om, cum să vorbești cu soția, cum să vorbești cu angajații, cum să vorbești cu copiii, cum să vorbești cu părinții, astfel încât să-ți atingi obiectivele. De la familie vei dragoste și vrei să-i protejezi, de la angajat vrei rezultate. Nu poți să vorbești cu angajații cum vorbești cu familia. La fel cum nu poți să vorbești cu un prieten cum vorbești cu angajații. Ok. Și nu vorbești cu un prieten cum vorbești cu familia. E o diferență. Toate aceste mici subtilități te ajută pe tine să poți să fii eficient și să nu risipești energia. Pentru că problemele apar în momentul în care inversăm rolurile. În momentul în care facem confuzie între roluri. În momentul în care faci asta și ai reprezentarea contextului și comunici eficient cu tine, crește și intuiția, care este cea mai eficientă formă de colectare, procesare și utilizare a informației în context. Noi te vom antrena pe tine și cum funcționează antrenamentul. Când zonele astea albastre, uite, interparietal, temporal, când zonele astea albastre încep să se optimizeze, adică din albastru se ducă către transparent, primești o recompensă, mașina pornește, te recompensăm. Relaxarea pasivă, vezi că e mai transparent, înseamnă că e mai bine. Aici hipoactivitatea înseamnă că nu-ți iei pauze și că mergi ca o locomotivă, toată ziua trebuie să faci ceva. Roșu, hiperactivitatea, înseamnă că pleci cu mintea, wandering mind. Adică când vorbește cineva adică cu tine... Adică multe gânduri în același timp. Exact, însă nu mai ești prezent. Și noi te vom ajuta să fii mai prezent și când trebuie să iei pauze, astfel încât să nu consumi energia iurea. Okay. După aia, 10 Hz, a treia viteză, alfa. Vezi că e mai transparent? Da. Ăsta este un creier de persoană care în momentul în care își pune ceva în cap, nu există să se întâmple. Adică trage cu dinții până când ajunge rezultatul optim. Asta e de bine. Adică ce spui în cap, aia duci la îndeplinire. Exact. Okay? Asta e transparent. Vezi mai puține linii. Cu cât sunt mai puține linii, cu atât mai bine. Înseamnă că suntem aici, în distribuția gaussiană optimă. Vezi? Okay. Și albastru ăsta de aici ne arată că putem să te ajutăm ca să poți să procesezi mult mai rapid informația, mult mai rapid. Și aici putem să vedem, de exemplu, și care sunt rețele. Vezi, uite, ne arată fiecare în parte. Fiecare rețea. Și cum comunică între ele, pentru că noi suntem suma interacțiunii neuronale. Avem foarte multe informații aici care ne arată, de fapt, povestea creierului tău. Însă, foarte important, brain map-ul,
este un instrument uluitor de explorare a creierului, nu de diagnosticare a creierului. Okay. Explorarea înseamnă să poți să-l ajuți să poată să evolueze. Diagnosticarea înseamnă să fie pus într-o cutiuță și asta a fost. Nu pentru asta a fost creat Brainpool. Brainpool a fost creat pentru explorarea creierului și dezvoltarea de strategii optime de augmentare. Ok. Perfect. Păi atunci ne întoarcem în studio? Da. Și analizăm și alte, prin comparație sau nu neapărat, alte scanări care îți arată multe dificultăți cu somnul, cu relațiile, nu? Exact. Adică vedem? O să arăt niște exemple de creiere reale, anonimizate, de bărbați și femei care au disfuncții majore. Și o să arăt ce înseamnă, de fapt, un creier cu disfuncție. Un creier care nu poate să colecteze informația cum trebuie, un creier care nu doarme deloc cum trebuie, un creier care nu e prezent deloc. Perfect. Ai studiat peste 7000 de creiere și la bărbați și la femei și uite, vreau să-mi răspunzi în podcast dacă intuiția feminină se vede mai bine în scanările astea. Există și o explicație științifică pentru asta. Și o povestim în podcast în studio. Da. Am revenit. Suntem din nou la podcastul Acasă la Măruță, de data asta la noi acasă, după ce am fost la Costin în centrul lui, acasă la el, nu? Exact. Acasă la tine. Perfect. Rămăsesei că ne-ai răspuns la întrebarea asta și anume dacă femeile se vede și pe această analiză că da, domne, au o intuiție mult mai dezvoltată decât bărbații. Da. Și se vede. De ce? Și există o explicație. Creierul femeilor este mai puternic decât creierul bărbaților. De ce? Corpus callosum, mănâncul de ligamente care leagă cele două emisfere, adică sunt cele două emisfere, da, uite cum e, hai să-ți arăt, uite aici. Uite, vezi? Da. Asta e emisfera stângă și asta e emisfera dreaptă. Între ele avem ca un fel de cordon, ca un fel de cablu din ligamente, care la femei e mai gros decât la bărbați. Corpus callosum. Și ce se întâmplă? Că e mai gros. Face mai rapid transferul de informație dintr-o emisferă în altă, adică comunică mai rapid. Asta la femei? La femei. Deci creierul femeilor este mai puternic decât creierul bărbaților pentru că mănâncul de ligamente care leagă cele două emisfere, stânga de dreapta, este mai gros. Astfel încât creierele, cele două creiere cu glande de rigoare, stâng și drept, da, emisferele, comunică mult mai rapid și schimbă informația. Și ce înseamnă asta? Păi, femeile au capacitatea de a se da doi pași în spate și de a vedea imaginea de ansamblu. Bărbații nu pot să facă asta. Bărbații, creierul bărbaților este un creier reactiv. Trebuie să răspundă rapid la o provocare. Trebuie să protejeze. De ce? De-a lungul evoluției umane, bărbații au avut sarcina de a proteja familia, de a se duce să vâneze, să aibă instinctele foarte bine ascuțite și să ia decizii rapide în situații de stres puternic, fie când vânezi sau când te lupți sau alte cele. Femeile nu au avut această adaptare. Ele au trebuit să aibă grijă de gospodărie. Și atunci, ele nu au fost supuse acestui stres foarte puternic în câteva mii de secundă să iei sabia, să tai gâtul unuia sau să tai tigru sau alte chestii. Și atunci creierul a avut timp să se dezvolte astfel încât să poată să analizeze întreaga imagine, să poată să vadă mai multe informații într-un timp scurt, însă să facă sens din ceea ce se întâmplă. Bărbatul e foarte rapid, trebuie să rezolve imediat situația. De aia, de exemplu, când vine soția ta acasă și îți spune că povestește că a avut o problemă, tu imediat vrei să o rezolvi. Dacă se duce și povestești aceeași problemă unei prietene, prietena nu se ridică rapid, hai mă să o rezolvăm. Nu, nu, stau, discut, analizează și întorc pe toate fațetele. Problema. La bărbați nu e la fel. De aia, de exemplu, una din marile probleme în relație de cuplu este că atunci când prietena sau soția vine acasă și povestește soțului sau prietenului, ăla vrea neapărat să facă ceva. Pe exemplu, spune, bă, ce m-a enervat șeful ăla. Spune soția, da? Soțul îi vine să-i rupă gâtul. Atunci se pregătește, se ridică de la masă, mă duc să-l omor. Stai, mă, omule, stai jos. Dacă îi spune, de exemplu, doamna respectivă, unei prietene, mamă, ce mi-a făcut șeful, uite, dar ce a făcut tata? Și încep să vorbească. Asta este diferența, de fapt. Și dacă stai să o iei așa, la nivel de istorie, evoluția civilizației noastre, bărbații de-a lungul istoriei au fost înfricoșați de femei. Și de aceea au creat o fel de structuri ca să le subjuge. De exemplu, vânătoare de vrăjitoare,
Ok, e și s-a scris multe cărți pe tema asta. Erau niște bărbați care erau înfricoșați de femei, care erau alea inteligente, făceau tot felul de chestii și le era frică de ele. Și puc, le-au ars. Nu te gândești mai că făceau ele cine știe ce magii. Poate și asta, dar nu atât de... Pentru că se le ardă pe toate. După aia, e un exemplu, e o carte foarte interesantă care vorbește, de fapt, despre cum... Și am și prezentat-o la o lansare de carte, despre cum emisfera stângă și emisfera dreaptă, modul în care folosești o emisferă sau alta, au șlefuit civilizațiile. Se spunea că emisfera stângă este pe zona mai cognitivă, mai rațională și emisfera dreaptă pe zona mai creativă, mai emoțională. Ideea e că nu e chiar așa și ultimele teorii în domeniu spun că este foarte important cum comunică rețele neuronale și cât de activate sunt anumite broadband areas, anumite zone din creier. Adică modul în care comunică rețele neuronale, modul în care se adaptează la stresul pe care îl simțim zi de zi, egal cine suntem noi. Pentru că noi suntem suma interacțiunilor neuronale. Corect. Ne întoarcem la centru. Da. Am fost acolo, am făcut această scanare. Da. Felicitări pentru curajul de a face asta. Noi avem la centru foarte multe persoane publice, artiști, politicieni, de toate, și tu ai fost primul care a spus, bă, eu n-am nicio fel de problemă, vreau să arăt chestia asta, hai să let's do this. Bun, și am văzut ce. Acum n-o să-l analizăm, ca să spunem așa... Dormi în casă. Nu, putem să dormi în casă, dar nu despre asta este vorba. Acum, pentru că o să facem niște comparații, sau nu o să facem niște comparații, o să arătăm și alte scanări, nu? Da. Și oamenii o să înțeleagă ce se întâmplă atunci când ești stresat, atunci când nu dormi bine, atunci când te îndrăgostești, atunci când suferi și așa mai departe. Da. Bun. Și harta creierului este un instrument absolut uluitor. Este practic un... eu asta am făcut, o harta creierului. Exact, un brain, care este o hartă, care este un instrument de explorare a creierului. Nu se folosește pentru diagnostic, nicăieri în lume nu se folosește pentru diagnostic, se folosește pentru explorarea creierului. Adică, aceste informații sunt folosite apoi pentru a dezvolta un protocol de antrenament neuronal. Pe care adică eu, după ce am făcut scanarea asta, pot să fac un protocol pentru a-mi antrena creierul, exact, nu? Și o să vii la noi, o să faci 11 ședințe și îți vei antrena creierul. Și cum funcționează? Fian, dăm un exemplu aici, ok? Uite, avem, avem creierul ăsta. Care ăsta nu e al meu. Nu, nu e mapa scanată nu, de nu mine. Este nu este mapa scanată, aia o arăți tu. Și avem formător. Noi ce am făcut? Am comparat, de fapt, modul în care comunică rețelele neuronale ale unui creier, am comparat cu un creier perfect. Și avem aici jos, ok? Avem așa, hipo prea puțin, hiper prea mult. Adică unde e albastru e prea puțin? Prea puțin, unde e roșu prea mult. Dacă e să o luăm așa mai pe românește, înghețat și foc. Da. Adică unde nu comunică și unde comunică prea mult. Prea mult. Și aici avem, spre exemplu, delta. 1, 2, 3, 4 herți. După cum poți vedea, este mai mult hipoactiv, adică albastru. Ce înseamnă asta? Din punct de vedere psihologic, asta înseamnă că acest client nu comunică eficient cu el. Adică ce spuneam mai devreme, cum spunea Jung, imaginație simbolistică și vis. Și noi îl vom învăța pe acest client cum anume să înceapă, cu ghilimele de rigoare, să-și dezmorțească relația cu sine. Pentru că, prin intermediul antrenamentelor neuronale, el va scoate la iveală informații traumatice pe care le-a ascuns în subconștient, le va asimila și, și va evolua. Creierul acesta aici, albastru, ne arată că la un moment dat în evoluția sa, copilărie, adolescență, el a început să se înstrăineze de cine este cu adevărat. Ce înseamnă asta? Creierul lui a spus la un moment dat, bă, și ceva, tu n-ai grijă de mine, eu n-am grijă de tine, hai să luăm o pauză. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că te pui pe ultimul loc. Și rolul de, ai doar rolul de tată, de antreprenor, de ce vrei tu, numai că uiți, de fapt, că ești și tu om și că ai și tu nevoi și că trebuie să stai cu tine
și că în interiorul tău, de fapt, se ascunde secretul fericirii tale. Cred că asta se întâmplă în ultima perioadă, datorită stresului cotidian în care trăim mult oameni. Exact, nu? Și oamenii fug de ei. Asta este un creier, de fapt, al unui om care... Cam ce vârstă are omul ăsta? Sau nu, 44 de ani. 44 de ani, antreprenor, foarte puternic. Și mai avem, o să-ți mai arăt un brand al unui client adolescent care este campion la matematică. Absolut uluitor. Și sunt binecuvântat că am lucrat cu așa de multe creieri și o să mai lucrez în continuare pentru că văd de fapt, uite că l-ai pe Einstein aici, știi că s-a luat creierul lui, bine, fără să vrea, după aia și s-a studiat. O să rămâi surprins că modul în care creierul lui Albert Einstein, un geniu, modul în care creierul lui funcționa, nu era atât de diferit față de creierul tău sau de creierul meu. Fiziologic nu era diferit. Ce era diferit era modul în care comunicau rețelele neuronale, neuronii, modul în care ei schimbau informația și făceau sens din simbolistică, de fapt. La Einstein, uite că l-ai pe perete. El putea, matematica ce e? Simbolistică. Că nu există matematica, este în creierul nostru. Și simbolurile respective, cifrele pe care le folosim și simbolurile, reprezintă, de fapt, niște convenții care arată o lume absolut uitoare. Iar Einstein avea o putere fantastică de a putea vedea lucruri pe care eu sau tu sau alții nu le puteau vedea, persoane normale. Însă în neuronii lui se conectau într-un anume fel încât puteau să colecteze, să proceseze și să utilizeze informația în context mult mai eficient decât noi. Adică avea creierul mai optimizat decât majoritatea. Pe o direcție, că pe altele n-avea. Uh-huh. Aici este, de fapt, secretul. Creierul are energie finită. Se duce într-o parte, prea multă energie, în alta nu prea e. Uite, de exemplu, creierul acesta. Vezi, uite, pe delta, relația cu sine. Albastru ăsta, adică arăta că e prea înghețat la un moment dat. Înghețat, adică numbing, spun americanii, amorțit. Adică ăsta este un om care nu a avut grijă de el, nu l-a interesat, de exemplu, să mediteze, să se roage, să se îndrepte către el și a venit la noi pentru că la un moment dat a spus: domn Dămășaru, am ce-mi trebuie, am casă, am soție, am familie, dar nu mai vreau să ies din pat, să mă ridic din pat. Am un business care merge, mă duc în vacanță cam unde vreau eu, dar nu mai am nimic. Nimic nu mai are gust, nimic, nu mai vreau să fac nimic. Sunt fericit. Exact, deloc. Și atunci am făcut harta aceasta creierului și ce se vede de fapt, din punct de vedere psihologic, again, nu dăm diagnostic, vedem de fapt că el s-a înstrăinat de fapt de sine. Și ce facem? Îl învățăm, și aici e foarte interesant, cum anume să construiască canale eficiente de comunicare cu sine. Pentru că mai avea o problemă. Aici pe Delta mai e și reprezentarea contextului, adică unde te afli și de ce. Ce înseamnă asta? Creierul are nevoie să știe tot timpul care este contextul în care ne aflăm. Adică, când ești la birou, te comporți într-un anume mod, când ești acasă, te comporți într-un anume mod, când ești cu prietenii la o bere, altfel. Clientul acesta ajunsese acasă să se comporte cu familia ca și cum erau angajații lui. Și nu mai făcea problemă. Diferența între... Nu mai făcea diferența. Și știu că sună ciudat, dar fix așa, nu le dădea ordine. Însă... Era rece, poate. Sau... Foarte rece și se aștepta de la ei să facă ce spune el fără să crâcnească. Și anumal copilul fugea pe acolo, mai spărgea un geam, mai habană, chestii de copii, adică adolescenți. Și el nu înțelegea de fapt, și aici de fapt e secret, el nu înțelegea de ce nu face familia lui ce spune el. Pentru că nu avea la nivel conștient reprezentarea contextului, ca acasă trebuie să te comporți altfel decât la muncă. Și știu că sună ciudat, dar așa e, așa se întâmpla. Noi l-am antrenat astfel încât să poată ca atunci când ajunge acasă, să nu familie, pe care o iubește, să se detașeze de muncă. Pentru că, în acest caz, omul venea acasă, dar creierul rămânea la muncă.
La nu, fel, se, nu se bucura de familie? Nu se bucura. Uite, cum mai avem alți clienți, de exemplu, care pleacă în vacanțe și chiar aici o poveste foarte frumoasă cu un client care m-a întrebat în decembrie 2022. După Costine, avea niște situații destul de... Nu dormea, era foarte agresiv cu el și cu ceilalți... L-au trimis colegii. I-a zis, bă, du-te la Dămășaru să te facă bine, că nu te mai suportă nimeni aici. Încă dacă spun de la oamenilor că Dămășaru nu e doctor și că tot ce vorbim aici este legat de... Psihologie. De psihologie și e legat de aceste, cum le-ai spus, hărți ale creierului. Hărți ale creierului, exact, și antrenamente neuronale. Nu suntem în clinică medicală, nu sunt tratamente. Nicăieri în lume, BREMP-ul nu este fost pentru diagnostic. Scurt. Cine spune altceva, e fix problema lor. Dar nicăieri în lume, știu că cei mai buni în Statele Unite, nicăieri în lume, BREMP nu este folosit pentru diagnostic. Punct. So, ești primul care a făcut treaba asta în România. Da. Primul care am făcut treaba asta în România și pot să spun, avem și pe Facebook, când am fost la primul congres de genul ăsta în Luca, în Toscana, în 2018, în 2019, luasem deja echipamente, whatever. Am adus conceptul acesta, acum mă bucur foarte mult că în România sunt foarte multe centre care spun că fac vreo chestii și e foarte bine că acest domeniu se duce, înaintează. Noi inovăm foarte mult, o să plecăm în Statele Unite, pentru că ne-au invitat colegii noștri în Statele Unite să începem să învățăm pe ei cum anume să facă neurobiofeedback elevat, ca să facem noi. Eu am luat conceptul de neurobiofeedback și l-am transformat complet. La nivel de echipamente... Mai devreme am văzut și niște invenții ale tale. Exact, nu? Alea sunt invențiile și luăm patentele și cu ele vom pleca în Statele Unite. Pentru că am inovat atât de mult în acest domeniu, încât colegii noștri din Statele Unite au venit în 2022, în decembrie, în București, au rămas absolut uluiți de ce facem, chiar avem și de clipuri cu ei, și ne-au invitat în Statele Unite să începem să învățăm pe cei care au inventat, de fapt, acest concept. Ne-au invitat să-i învățăm cum anume facem noi aici. Și că am mai primit niște comentarii pe Facebook. Ce mă, și ăla că se crede el musul ce, că noi români ne creăm și... Da, chiar suntem foarte buni noi, români, în general, suntem foarte buni. Și m-am prins ce avem noi și n-au cei din Statele Unite. Știi că ți-am arătat tablou pe care l-a fotografiat și colegul tău? Eram sigur că de asta ești de suflet. Exact. Și avem asta noi aici. Mi-a zis o clientă cu tablou ăla, știi, pe care ți l-am arătat. Mi-a zis, bă, Dămășarule... A fost și în imagini, mai devreme, dacă nu l-arătăm acum, când... Mi-a zis, bă, o clientă care a venit, o antreprenoare foarte puternică, care avea migrene la 16 ani și a scăpat de migrene. Știi că ți-am zis, am întrebat-o prima dată, când eram la început, prin 2019, și am întrebat-o, doamnă, ce este o migrenă fără durere? Eu zic, cum adică? O migrenă fără durere, o să vezi ce înseamnă. Asta nociception, am antrenat-o să nu mai simtă durerea și să poată să controleze durerea. Și a ajuns după câteva luni să poată să aibă migrena fără durere. Și a dat seama că o migrenă fără durere este de fapt un partener de discuție. Și a început că era, metaforic bineînțeles, cea mai lungă relație pe care a avut-o cu migrena ei, că o avea de la 16 ani. Și atunci când începea să vină migrena, simțea că începe să vină, avea aura. Aura e o chestie, nu mai e care ne înconjoară, ci aura e... în niște semne prevestitoare că te ia migrena sau epilepsia sau altele. În cazul acesta e migrena și avea aura, adică se mișca puțin buza, începea să transpira puțin, simțea că vine migrena. Și na, avea de 20 de ani, de aproape 25 de ani. Și la un moment dat am antrenat-o, am dus-o într-un punct în care a început să-și controleze durerea și simțea că vine aura, tremura buza, transpira puțin, dar nu mai durea. Și la început a fost foarte ciudat. Și după aia, încetul cu încetul, a început să mediteze în timpul ăla, 20 de minute, 15 minute, și să comunice cu migrena. Dar asta migrena. Făcea prin antrenament, nu? Exact. Și... Dar medical după aia, i s-a și arătat că scăpase medical sau de fapt nu mai deranja? Păi nu mai deranja. Mm-hmm. Adică nu mai deranja, nu mai avea de ce să mai este. Mai cred că nu mai deranja și la ea era fixă această durere foarte puternică, că nimeni nu putea să-i dea de cap. La mine, spre exemplu, ce am făcut cu tinnitus și fac și tinnitus mai apare acum foarte rar când sunt răcit sau când nu am grijă de mine. Eu am antropomorfizat tinnitus. Ce înseamnă asta? L-am transformat într-un personaj. Și s-a întâmplat asta când meditam odată, după ce m-am antrenat puternic și am meditat după aia. Și am avut o viziune cu tinnitus care era ca un fel de cowboy, dar nu se vedea fața și corpul, se vedea doar așa fâșii de lumină, de energie, ca un fel de Daft Punk, cu pălărie așa foarte tare și am început să vorbesc.
I practice what I preach. Eu chiar fac ceea ce predic și spun clienților mei. Și am început să comunic cu tinnitus. Și a început să, bineînțeles, metaforic vorbind, a început să-mi spună lucruri despre mine. Tot o parte din mine e tinnitus. Dar am dus în punctul în care din dezastrul ăla, din iadul ăla, din haosul ăla absolut... Ți-a devenit partener. Da, mi-a devenit un prieten. Ne întoarcem la creierul acela pe care l-ai scanat și spuneai că se ducea în vacanță. Exact, se ducea în vacanță și spunea, bă, dămășarule, mă duc în vacanță, plec, mi-a făcut o prietenă, un tânăr, da, tocmai ce divorțase, așa, și începuse să... Să-și trească viața. Trească viața. Bă, am găsit-o până, mamă, mă duc, am găsit un club, mă duc, plecăm 2 săptămâni. Ok, bine, bă, sfatul meu prietenesc și profesionist este să nu faci chestia asta, pentru că nu o să fie ok. Și am spus, fii atent, e o vorbă care spune așa, nu contează la ce cer te uiți dacă te uiți cu aceiași ochi. Adică, faptul că tu te duci în paradis, în Bali, nu înseamnă că acolo o să găsești paradisul. Pentru că dacă în interior ești vulcan, o să fii vulcan și în Bali. Nu e ca și cum te duci acolo și gata, o să fie totul ok, doar pentru că te duci tu cu o prietenă și asta a fost. Vă simțiți bine 2 săptămâni. Și am plecat cu soția mea de revelion, am închis centru și am plecat în vacanță. Când mă uit pe telefon, 25 de apeluri de la clientul acela. Înainte, na, clienții aveau și numărul meu personal. Și mă sună, mă sună mesaje, băi, dămășale, m-am întors în București, vină repede să mă antrenez. Bă, Antone, îmi pare rău, dar nu se poate în vacanță. Nu, că nu știu ce, că te plătești. Dar time out, nu se poate. Adică, dacă mai continuați cu asta, am început să-l iau la probleme de politeți. Dacă îmi continuați, nu mai, la persoana a treia, nu mai lucrăm, ce nu se poate. Adică, totuși, respectați, stă în vacanță. Nu, ok, și Antone, mă întorc pe 3 ianuarie, vorbim atunci. Am uitat pe 3 ianuarie, am deschis centru pentru el și am zis, ce s-a întâmplat? Păi, fii atent. S-a dus cu tânăra domnișoară, s-a dus în avion, până în Paris a fost ok. Au stat 2 zile în Paris romantic, după aia, când au luat avionul, că se ducă în țările calde, au început să se bată în avion. Au găsit un motiv. Au ajuns, s-au bătut și în avionașul la care ducea pe insule, o zi jumate a risat acolo. A lăsat-o pe ea și s-a întors în țară. Pentru că, și îmi spunea, bă, Costine, m-a enervat paiul. Pe cum mă să pui paiul așa în pahar? Și de-aia se certau. Bă, dar cum mă să ieși în duș? Chestiile astea foarte minore, pentru că omul ce avea nevoie. Bine, își găsise, știi, partenera ca să se certe că, na, de asta probabil că se găsiseră. Și avea nevoie doar de mici, să vezi, procese catalizatoare. De mici... lucruri care le dădeau lumea peste cap. Exact, da. Chestia foarte ok. De ce paiul ăla era roz? Că ce o SM, care pentru 90%, 99% nu era observat. De-aia el era ca un vulcan care avea nevoie de foarte mici fitile, emotive, ca să bubuie. Și am zis, nu contează la ce cer te uiți dacă te uiți cu aceiași ochi. Adică, nu contează unde ești. Poți să fii în paradis. Dacă în interior ești vulcan și ești gata să-i rupi, o să găsești motive și acolo să te enervezi. La fel, care e morala de aici? Precum în cer așa și pe pământ. Ce se întâmplă în interiorul tău, cu siguranță că vei găsi și în exterior. Și dacă în interior tu ești, suferi și ești vai de capul tău, cu siguranță că și în exterior, lumea, universul se va aranja astfel încât să se întâmple fix ce se întâmplă în interiorul tău. Normal, totul îți pleacă din interior. Dar aici mai trebuie să spun ceva. Întotdeauna să-ți fie frică de oamenii care stau și nu spun nimic. Întotdeauna. Asta știu din experiență și de la clienții mei și când am lucrat cu destul de mulți. Aia când izbucnesc. Deci mie, întotdeauna când vine un client la mine și nu spune nimic, opa, ceva interesant. De ce? Lacurile liniștite sunt cele mai adânci. Un om care vine și nu spune absolut nimic și tace, îi pui casca pe cap, e uluitor ce găsește acolo. La persoane care vin și vorbesc... tace, dar de fapt tu poți să vezi mai multe decât tăcerea. Da, poți să vezi și... Exact. Și omul... Nu trebuie să-mi spună nimic. Ai văzut cum a fost la tine. Nu mi-ai spus nimic. Și am văzut acolo ce se întâmplă. De ce? Pentru că... Care e secretul, de fapt, aici? De ce putem să citim atât de bine creierul? Eu folosesc... Uite, asta la tine aici. Uite acum. Uite, eu mandorla. De fapt. Ai 2 părți care se combină și rezultă zona asta. Mandorla este singura figură geometrică din ritul creștin ortodox unde are voie să se fie portizat Sfânta Fecioară Maria și Iisus. E îngemânarea din 2 cercuri. Și noi am luat
zona de fenomenologie și zona de applied neuroscience, de neuroștiințe aplicate și le-am combinat. Deci, fenomenologie, spiritualitate și neuroștiințe aplicate, gândirea sistemică, neuroștiințe aplicate. Și le-am combinat și secretul care? Folosind gândirea sistemică, care se folosește și în constelații, organizațională de familie, am introdus în neuroștiințe aplicate și am înțeles, de fapt, mult mai în profunzime cum anume comunică creierul. Și asta m-a ajutat că am fost la Bert Hellinger Institute, după aceea la MIT, așa s-a întâmplat. Și am combinat aceste științe și am avut o altă viziune asupra modului în care poți să comunici eficient cu duhul blândeții, non-invaziv, cu creierul uman. Creierul uman, și spun asta având asta proprietatea cu duhul blândeții, e valabilă pentru fiecare om, cred că, exact, dacă știți. Exact, un mare lucru. Și pot să spun cu mâna pe inimă, lucrând cu peste 7.000 de creiere, mi-am dat seama că creierul uman este ca un copil mic, cu o putere fantastică. Și pe un copil mic, dacă îl forțezi să facă ceva, se răzbună pe tine. Copilul mic îl educi, îi arăți. Poftim? Îl poți modela. Exact, îl modelezi, îi arăți, măi, fă așa, fă așa. Deci îi explici, că înțelege. Dacă, în schimb, îl forțezi să facă ceva, că sunt și tot felul de tehnici acum care forțează să facă creierul ceva. Nu sunt de acord în niciun chip cu tehnologiile invazive care forțează creierul să facă ceva, fie cu curent electric, fie cu câmp electromagnetic. La noi este un proces de învățare accelerat. Noi nu băgăm nimic. Pentru că e foarte important să spunem, noi nu stimulăm creierul, noi recompensăm creierul. Pentru că la început a fost cuvântul și cuvântul la Dumnezeu, Dumnezeu era cuvântul. Foarte important cum folosim cuvintele. Noi la Veruvis nu stimulăm creierul, îl recompensăm, adică îl ghidăm. E ca și cum creierul, clientul, merge prin cotloanele întunecatele subconștientului și noi îi punem balize de lumină pe care le vede și iese la suprafață. Iese din labirintul respectiv. Asta facem noi cu antrenamentele. Mi-arăți creierul acela de olimpic? Uite, asta este un creier foarte, foarte puternic. Vezi că este transparent. Transparent este ok. Și roșu aici, cerebelum hiperactivat. Aici ce înseamnă asta? Dar vezi, e galben, adică e la limită, nu e hiperactivat prea mult. Este activat. Deci ăsta e un creier senzațional, nu? Da, un creier foarte puternic. De ce? Comunică foarte puternic interhemisferic, vezi, între cele două emisferi. Schimbă informația foarte rapid, însă e la limită, adică este activat, dar nu e hiperactivat prea mult. Este activat la limită, vezi, aici. Asta e un creier de olimpic la matematică? Da, creier de olimpic la matematică, care are o capacitate absolut uluitoare să poată să înțeleagă simbolurile și relațiile între ele cum n-am mai văzut până acum. Și asta este una din explicații. Vezi, culoarea asta, sunt foarte puține linii roșii-roșii incandescente, adică să fie departe de optim. Optim este aici, ăsta, transparent, însă el este activat, hiperactivat, foarte puțin, aproape de limită. Nu depășește cu mult. Depășește fix atât cât să aibă un transfer uluitor de informație, mai mult decât al unui creier. Adică asta normal. Poți să zici că e un creier, așa arată un creier de geniu? Aș putea să spun asta, da. Asta, da. De ce? Pentru că are proporțiile perfecte între comunicarea interhemisferică, cortex prefrontal aici, cerebelum, însă fără să degenereze în comportamente agresive față de sine și față de ceilalți. E fix la limită. E ca și cum, știi, ai o piscină și ajunge să fie apa fix la limită, să se vadă așa cum e la... cum sunt piscinele alea Infinity, dar nu dă peste. E fix la limită, ca să creeze senzația de Infinity. Ăsta e un creier care e activat la limită, însă mai are și anumite semnătăci, interparietalul ăsta hipoactivat, care mi arată că avem, cum se spune, checks and balances, adică ținem frâu, ok? Și mai sunt zone... Câți ani are? 16 ani, cred că neîmplinși, 15 ani și bro, plânceva genul ăsta. E absolut uluitor. Și discut destul de mult cu acest client și capacitatea lui de a putea performa este absolut uluitoare. Pe de altă parte, problema e că nu-l interesează să iasă din casă. De aia și venit tatălui cu el la noi, că nu-l interesează să iasă din casă. Adică e atât de bun pe ceea ce face. Deci în toată ziua asta să facă probleme de matematică. Însă,
Normalitatea înseamnă, citez, adaptarea la șabloane socioculturale general acceptate. Eu nu spun despre mine că sunt normal, ceilalți trebuie să spună. Dacă să spună ceilalți că eu sunt normal, eu trebuie să mă afiliez și să mă validez. El trebuie să se afilieze și să se valideze cu cei ca el. Din păcate nu prea are mulți ca el în jurul lui. Asta e problema. Și atunci tatălui a venit către noi și a spus, bă, Costine, că ne și știm în anumite cercuri de prieteni, ajută-l pe fiu, bine, nu-i luăm nimic din genialitatea lui, însă ajută-l să înțeleagă de fapt cum e cu relațiile sociale și să înceapă să comunice astfel încât să aibă și o viață socială, activă. Păi și cum se poate face treaba asta? Prin antrenamentele acestea? Prin antrenamente neuronale putem să activăm, să învățăm creierul, uite să-ți arăt, uite aici, vezi? Zonele astea aici, vezi, albastre. Da. Pe interparietal hipoactivate, putem să-l învățăm pe el cum anume să le activeze. După aia, zona asta de aici, hiperactivă, vezi că e mai roșie aici decât era în instanța trecută, pe cerebelul. Uh-huh. Să-l ajutăm să calmeze. Și cum se întâmplă asta? Clientul stă că vine la noi în fiecare săptămână, se antrenează? Mai doi, clienții vine la noi fie o dată pe săptămână, fie o dată la două săptămâni, fie o dată pe lună. Cum poate? Și cât durează un antrenament? 20 de minute. Dar e foarte puternic. Adică avem copii sau adulți care adorm. Și lăsăm după aceea doar vreo 15 minute acolo. Intră într-un somn profund foarte puternic. Și prima ce constă antrenamentul? Păi, fiant, stai cu... Cum ai făcut tu la noi, fiant, stau cu casca pe cap. Să spunem că noi, eu fac împreună cu colegii mei din state protocol de antrenament neuronal personalizat. 11 ședințe. Da, e nevoie în primul modul. Și îi dăm clientului planul de antrenament. Și spunem așa, în prima ședință, să spunem, îl învățăm pe client cum să calmeze cerebelul și cum să activeze, uite aici, interparietalul. Un exemplu. Sunt mult mai multe, dar pentru această discuție, ăsta să spunem. Și când ăsta se calmează, cerebelul, și când se activează interparietalul, primește o recompensă. Mașina pornește și se aude sunet de pian. Ăsta e cel mai simplu joc pe care l-avem. După aceea devine cel mai complicat. Ai văzut cu deprivare, cu dăum, cu alte chestii, cu egregora. Însă, noi învățăm clientul cum anume să-și controleze rețelele. Și cum se întâmplă asta? Fiam, sunt trei mari piloni. Neuroplasticitatea, unde avem neurogenți, crearea de unei neuroni, mielinizarea tecii și crearea de unei rețele neuronale. Și doi, metacogniție. Metacogniție, care este un concept absolut uluitor. Este sfântul graal al oricărei practici spirituale, fie că e taoist, budist, creștinism. Ce înseamnă metacogniție? Vizualizarea gândurilor, extragerea din ele, controlul lor, autocontrolul lor. Ce înseamnă asta? Să spunem că gândurile tale, Cătălin, sunt, uite, masa asta, da, masa asta frumoasă, iregulară. Metacogniția înseamnă că tu, înainte să te ai pe masă și te confundai cu masa, ok? Metacogniția înseamnă că te extragi, te ridici de pe masă, stai lângă ea, o vezi și poți să-ți controlezi gândurile, de fapt. Ăsta este secretul. Să-ți dai seama, de fapt, că tu nu ești gândurile tale. Și asta se poate face doar în momentul în care te extragi. Asta faci prin meditație, prin rugăciune sau prin antrenamentele neuronale, mai rapid. Și noi asta facem prin antrenamentele neuronale. Îți învățăm creierul cum anume să-și dea seama că tu nu ești gândurile tale, de fapt. Ăsta e secretul. Tu nu ești gândurile tale. Și asta spune orice fel de practică spirituală. În momentul în care te extragi din gândurile tale, le vezi, reușești să le controlezi. Că nu poți să le controlezi când ești acolo. Și al treilea pilon, oprând când ești din condiționare operantă. Ca la câinelul Pavlov. Când dai cu clopoțelul, ca să saliveze câinele, cum făcea Pavlov. Numai că noi nu-ți dăm cu clopoțelul. Exact, numai că noi nu dăm cu clopoțelul ca să salivezi, ci noi dăm cu clopoțelul, adică pornește mașina, recompensa și se aude sunet de pian, când undele tale cerebrale se optimizează. Asta, de fapt, ăsta e secretul. Dacă asta ca să se optimizeze și să comunice, trebuie să existe anumite exerciții pe care le faci? Da, exact. Și exercițiul respectiv este la cu cască pe cap, cum ai făcut și tu cu mașina. Că asta este, de fapt, nu există niciun fel de efect advers. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu se întâmple nimic. Ăsta este. Și până acum nu s-a întâmplat. Dar asta e cel mai rău lucru. Mai e ceva. Creierului tău nu-i convine că tu vrei să-l schimbi. Spune, ce ai, mă, Cătălin, cu mine? Ce nu-ți place de mine? Sau nu-ți place unde te țin în siguranță? Adică, Doamne Sfinte, toată viața am fost cu tine. Cum animă să schimb modul în care eu comunic? Dar ce ai cu mine? Și atunci,
după 2-3 antrenamente, se enervează un pic. Începe să revină în stări care nu-ți plac ție. Însă, după câteva ședințe, începe să-și dea seama că noua stare de homeostazie, de echilibru interior, este mai bună decât cea veche și o va proteja pe cea nouă la fel de îndârjit cum o proteja pe cea veche. Practic își rescrie, nu? Exact, codul. Și știi cum e la români, că rău cu rău, dar mai rău fără rău. Și creierului îi este frică să nu-i mai fie frică. Foarte interesant. Uite, îți dau un exemplu. Când vrei să te duci la sală, da? La începutul anului. Și îți faci rezoluția aia, bă, vreau să mă las sală, să arăt bine, să mă placă femeile, să fiu cel mai tare. Ok, bine. Că nimeni nu zice să fie sănătos, sau mai să dăm pe aia dreaptă. Că nimeni nu zice, mamă, vreau să mă las sală, să fiu sănătos. Ok, și asta, dar mai încolo. Vreau să mă duc să placă lumii de mine, să arăt bine, să fiu ok. Și spui, mamă, uite, mi-am făcut rezoluția, de mâine, de pe 3 ianuarie, mă duc la sală. Ok. Și imaginează-ți că tu, creierul tău are mai multe departamente. Și tu te duci frumos la departamentul de energie. Obiectivul creierului tău este ține așa cum ești. Lui nu îi place să consume mai multă energie decât trebuie. Punct. Decât să consume mai multă energie, mai bine o stochează. Întotdeauna va face asta. Când o să aibă nevoie, ca să o folosească. Și atunci, tu te duci, bună ziua, vreau și eu să mă duc la sală în fiecare zi. Păi și ok, ce treabă ai cu noi? Păi avem nevoie de energie suplimentară. Cât? Păi nu știu, vreo 15%. Bine, uite, ăsta e dosarul, veniți mâine, vă rog frumos, ca să aduceți toate astea. Și tu te duci a doua zi, bună ziua, vreau și să mă duc la sală, 15% energie în plus. Păi da, dar ați adus dosarul, dar lipsește, din dosarul cu șină, lipsește documentul ăla. Bine, vine a doua zi. Și ce se întâmplă? Creierul încearcă să te demotiveze ca să nu consumi energie în plus. De-aia ai nevoie de disciplină. De-aia ai nevoie de 21 de zile să te duci la sală. Și ca să memoria să se refacă... Exact, ca să-i spui creierului tău, bă, chiar vreau să mă duc, chiar sunt disciplinat. Dar e demonstrat științific faptul că dacă 21 de zile la rând faci un anumit obicei, de ăla fapt, rămâne. Ăla îți rămâne. Se creează noi rețele neuronale care de fapt rămân acolo. Însă metafora pe care am făcut-o cu departamentele este că tu trebuie să-i demonstrezi 21 de zile departamentului de energie din creierul tău că meriți să aloci energia suplimentară pentru tine. Și mai e ceva. Creierul te va testa. E ca și cum îți trimite niște băieți și fete la tine la ușă și spune, ce trebuie mă stai la sală? E dimineață, ești, mai bine stai și mai dormi o oră jumate în plus. Pentru ce să te duci? De ce? Vrea să te convingă să nu consumi mai multe, să nu consumi mai multă energie și să te testeze. Dar dacă treci la 21 de zile, atunci spune, da, mă, ok, ești aprobată, cerea ea energie și asta a fost. Corect. Ăsta e de fapt. Uite, vreau pentru oamenii care se uită la noi și vreau să te întreb cum pot oamenii să-și antreneze și să optimizeze creierul prin lucruri simple, obiceiuri zilnice, pentru că tot am ajuns aici. Foarte. Adică mici trucuri. Foarte important. Fiecare om care se uită la noi, la podcast acum, ce poate să facă zilnic să-și optimizeze creierul prin lucrurile astea simple? Mă bucur că m-ai întrebat asta, pentru că dacă mi-ar fi spus mie cineva, sau dacă aș fi ascultat un podcast când aveam tintul și eram în iad, dacă mi-ar fi spus lucrurile astea, lucrurile probabil că n-ar fi fost atât de tragice. 1. Când te trezești dimineață, ieși pe balcon sau pe terasă sau afară, unde vrei tu, și te uiți în zare. Foarte important. După ce faci chestia asta, te întorci și meditezi sau te rogi 20 de minute. Înainte să mănânci, ok, poți să bei apă, dar înainte să mănânci, înainte să te speli pe dinți, înainte de orice, stai și meditezi. De ce? Păi, în momentul în care meditezi, tu îi permiți creierului tău să se pregătească pentru ziua care vine. Să aloce resurse, să-și facă planul. De ce 20 de minute? Așa s-a dovedit în cercetări că este perioada optimă în care creierul are nevoie să stea cu el și să-și pregătească planul pentru ziua respectivă. Adică poate să fie meditație, rugăciune? Uite, diferența între meditație și rugăciune. Din punctul meu de vedere, eu cred în Dumnezeu și, foarte important, eu cred în Dumnezeu și cred că tot ceea ce facem noi vine de la Dumnezeu. Noi la Veruvis facem tot ceea ce putem, investim în noi, în tehnologie, în echipă, în inovație, în tot, ca Dumnezeu să ne găsească vrednici să lucreze prin noi. Atât tot. Adică ceea ce facem noi nu vine de la noi, vine de la Dumnezeu. Și asta este credința mea și cu asta merg înainte.
Pentru cei care nu cred în Dumnezeu, da, fiecare face ceva și avem mesajul științific pentru ei, care este la fel de puternic. Pentru cei care nu cred în Dumnezeu și cred în fiecare în ce vrea, avem răspunsul bazat pe informații științifice validate. Ca să spun diferența între meditație și rugăciune. Meditația deschide calea către rugăciune. Adică meditația permite creierului să ajungă în starea de optimizare, astfel încât să poți să comunici cu Dumnezeu. Care e rugăciunea? Corect? Care de fapt este Dumnezeu este în tine, din punctul meu de vedere. Să discuți cu El. Exact, să-ți răspundă. Și pentru cei care nu cred în Dumnezeu, există doar meditația, pentru cei care cred în Dumnezeu, este rugăciunea. Dar de fapt este o secvență. Prima dată ai meditația, care este prima treaptă, iar a doua treaptă este rugăciunea. Prima este, te pregătește să-ți deschidă rețele neuronale, iar a doua etapă, comunici cu tine. Indiferent că îți spui meditație sau rugăciune, fix așa se întâmplă. Și deci, privești în zare, te trezești, te 20 trezești de zare, minune, minute... 20 de minute te rogi, meditezi și te rogi. Și după aia, e foarte important să îți faci planul pentru ziua respectivă. Foarte important. Și înainte să îți faci planul, foarte important să îți faci patul. Foarte important. Din punct de vedere simbolistic, și e chiar un clip foarte tare pe YouTube cu un general de american de armată care spune ce e important să-ți faci patul, în momentul în care tu te duci la tine în cameră și îți faci patul, înseamnă că faci ceva pentru tine. Că îți ordonezi ceva la nivel de simbolism, creierul înțelege de fapt că tu vrei să faci ordine, că tu ai o disciplină, că tu ai o rigurozitate. Dacă te trezești, pui hainele pe tine și ai fugit din casă, îi transmiți creierul tău că nu te interesează, că ești un delăsător, că nu ai nimic disciplinat în tine, că nu ai vrei să-ți atingi obiectivele și că de ce să te mai aștepte creierul. După aia, hrana este foarte importantă. Eu, de exemplu, nu mănânc dimineața. Micul dejun nu-l mănânc, sar peste el. Fac fasting, care este foarte... Eu folosesc, de exemplu, metoda 6-18. Într-o fereastră de timp de 6 ore mănânc, după 18 ore nu mănânc. Ai pauză calorică, da. E foarte, foarte bine. Chetozie, e foarte... Poate să învățească alții mult mai bine despre asta decât mine. Și în timpul zilei, să iei pauze. Dacă ai un smart sau dacă n-ai, îți notezi să iei pauze. Unul, de hidratare. Hidratarea este absolut uluitoare. Și doi la mână, să iei pauze în care stai 10 minute cu tine, fie te uiți în zare, fie stai cu tine, fără telefon, fără laptop, fără nimeni, pur și simplu stai cu tine. Să nu te scoate nimeni din starea aia. Exact. Și ești recunoscător pentru că ești acolo, că faci ceea ce faci și în momentul în care ești recunoscător pentru asta, știi ce se întâmplă? Creierul îți transmite energia, îți dă acces la energie ca să continui ziua într-un mod pozitiv, optimist și să treci peste toate mizerile care ți se întâmplă. Un concept... Hai să spun, de ce facem noi toate chestiile astea? Astea sunt trucuri pe care oamenii pot să le facă pentru a-și antrena, optimiza creierul. Exact. Corect? Și lucruri simple. După aia poți să faci rebusuri, integrame și foarte important să citești. Minim 15 pagini sau 20 de pagini pe zi. Minim. Din cărți tipărite, nu din tablete sau alte chestii. E foarte important. De ce? Pentru că ce este carte, de fapt? Este o acumulare de simboluri. Și diferența dintre, să spunem, un film și o carte este diferența între fast food și slow cooking. Un film e ok, te hrănești, te mănânci, dar nu te hrănești. O carte... stimulează imaginația. Exact, stimulează cortexul prefrontal și alte zone din creier și îți folosești imaginația pentru a evolua. Foarte important să fii recunoscător și mai important, să petrești timp cu cei pe care îi iubești. Pentru că dragostea, de fapt, înseamnă timpul pe care îl aloci celor din jurul tău. Dacă petrești timp cu cineva 8 ore pe zi, înseamnă că iubești persoana respectivă. Nu mă refer la colegii de muncă acum, că ești obligat să stai acolo ca să pui o pâine pe masă. Dar e bine însă, să iubești pe ei.
cu duhul blândeții și platonic, ca să nu există probleme la locul de muncă. Dar acasă, familia, dragostea, acasă, în familie, este reprezentată de timpul pe care tu l-a acorzi familiei tale. Că, știu cum spunea un psiholog faimos, ce trebuie să faci ca să fii un tată bun? Și spune așa, începe, sau o mamă bună, începe prin a fi prezent. 60% din treabă este făcută dacă if you show up, dacă apari. Și se observă acolo chestia asta, poate pentru unii care ne urmăresc, că atunci când ești deconectat și ai mai mult, ești mult mai atent la ce e în jurul tău, cu ai tăi din familie, parcă altfel se realizează conexiunile, altfel comunici. Exact. Știi că când atunci când ești absent. Uite că au fost acum sărbătorile de iarnă, am scris un articol pe tema asta despre ce se întâmplă când ne întâlnim cu toții la masa de Crăciun. Creierile noastre se leagă în rețea. Și știi că ți-am arătat că avem egregora și studiem chestia asta, adică știu ce spun. Și ăla este un moment absolut minunat, uluitor, în care poți să te vindeci tu de foarte multe probleme psihice când stai cu cei care te iubești și pe care îi iubești. Adică e importantă iubirea. Doamne Sfinte, este cel mai important lucru. Iubirea te salvează. De ce? Pentru că, uite, îți dau un exemplu explicat neuroștiințific. Când ești în jurul mesei, asta este cea mai primordială, cea mai primitivă, în sensul bun al cuvântului, originară formă de dragoste, de comuniune. Când stai în jurul focului, nu mai este în jurul focului, când stai în jurul mesei, mâncatul, hrănitul, este cea mai importantă activitate, că dacă nu mănânci și nu bei, mori. Și atunci, breaking fast, cum spun americanii, micul dejun, sau când stai la cină și na, masa de Crăciun, când stai cu familia ta sau cu prietenii, cu cei pe care iubești, le oferi timpul tău, că atunci puteai să fii în altă parte. Și faptul că mâncați împreună și vă hrăniți, dar nu acum până să o dăm în, să ajungem la spital, faptul că mâncați împreună și beți împreună și aveți o comuniune a creierelor, creează de fapt o entitate care se numește egregora, ca așa îi spuneau grecii antici, care ajută la vindecare. Și în momentele alea simți că merită să fii pe lumea asta, simți că cineva ține la tine, că te iubește și tu iubești. Pentru că, exact ce spui tu, trebuie să fie momentul când stai la masă, când faci toate lucrurile astea și ai telefonul deoparte, când ești doar acolo conectat. Pentru că în ultima perioadă tehnologia asta te ține departe. Că ești la masă, dar ești și pe telefon să vezi ce se întâmplă. Ești la masă și te uiți și la televizor. Ești la masă și nu ești conectat acolo. Adică să stai la masă asta, în jurul focului sau în jurul mesei, dar să fii acolo conectat. Este un afront când stai cu familia și folosești telefonul mobil. Este un afront la însăși instituția asta, familie, pentru că atunci iau nevoie de tine. Și în momentul în care tu pui telefonul pe masă și te mai uiți la o știre sau la un clip sau ceva, îi privezi pe ei de conexiunea cu tine, de fapt. Nu poți, creierul tău nu se poate conecta cu al lor prin brainwaving training, prin sincronizare neuronală, dacă pentru tu că nu ai sunteți toți în același loc. Exact, nu sunteți toți în aceeași poveste. Chiar dacă fizic sunteți acolo. Exact. Și conexiunea aia, care de fapt este, uite, de, cum a spus și Iisus, acolo unde sunteți mai mult de trei, acolo voi fi și eu. Adică conexiunea aia foarte puternică între oameni duce la vindecare, de fapt, de foarte multe ori. Și de ce este important? Noi suntem ființe sociale. Suntem animale sociale. Tot timpul căutăm oameni ca noi să ne afiliăm, să ne validăm. Facem și multe greșeli în procesul ăsta. Însă, în momentul în care Dumnezeu te binecuvântează și ai lângă tine oameni care te iubesc și pe care îi iubești, fie că sunt familia ta originală, fie că sunt prieteni pe care i-ai găsit în viață, atunci merită să faci tot ce trebuie, astfel încât să prețuiești și să treci fiecare clipă, să stai acolo. Exact, să nu stai pe telefon. Dar știi ce vreau să te întreb? Care sunt cele mai mari condiționări pe care ni le punem singuri și limităm puterea creierului? Din punctul meu de vedere, cea mai tragică condiționare, cea mai tragică limitare pe care ți-o poate face cineva este să îți spună cine ești tu de fapt. Să-ți spună cineva, fie că ești școala, fie că e familia, fie că e iubita, fie că e soția, fie că sunt copiii, să-ți spună ție cine ești.
Nimeni nu-ți poate spune ție cine e. Și aici am descoperit, și a fost o revelație absolut uluitoare pentru mine, conceptul de proto-self. Asta vreau să spun și mai devreme. Asta facem noi la Veruvis. Te ducem pe tine în proto-self. Ce înseamnă proto-self? Ce aș fi fost eu dacă nu mi s-ar fi întâmplat toate mizerile care mi s-au întâmplat, care m-au condiționat? Cine sunt eu cu adevărat? Cine sunt eu în spatele tuturor condiționărilor, în spatele tuturor rolurilor care mi s-au asignat, care mi s-au dat, care mi s-au atribuit de-a lungul vieții? Și dacă dai toate astea la o parte, nu e la fel periculos? Nu e impresia că, că poți să mergi tot așa metaforic pe un drum cu piciorul călcând accelerația la maximum fără să pățești nimic? Pentru că ai dat toate condiționările astea la o parte, toate regulile? Ce se întâmplă atunci când dai la o parte majoritatea condiționărilor este că te descoperi pe tine și îl descoperi pe Dumnezeu în tine. Pentru că după ce dai la o parte, știi, ca o ceapă, după ce dai toate foile la o parte, ajungi în interior, în miez, care de fapt ești tu, așa cum te-a lăsat Dumnezeu pe pământul ăsta. Și un adult, asta este de fapt izbăvirea din punctul meu de vedere. Asta înseamnă izbăvirea, asta înseamnă să te descoperi pe Dumnezeu în tine, dar după ce elimini tot ceea ce este cu ghilimele de care impur în tine, adică condiționările pe care ți-a dat lumea. Uite, mai e un concept și mă bucur mult că ai spus asta, din punctul meu de vedere, și am vorbit și cu sfinți, cu părinți care mi-au confirmat și au spus că nu e, din punctul lor de vedere, nimic rău în acest gând. Din punctul meu de vedere, păcatul originar cu care noi ne naștem este, de fapt, trauma transgenerațională de care pomeneam mai devreme. Da, un bebeluș nu poate să aibă păcat, oricând n-a făcut nimic. Dar, uite cât de puternice sunt și textele sacre, noi când ne naștem, venim deja cu o condiționare neuronală ocazionată de către trauma transgenerațională, generată de către trauma transgenerațională. Ce am spus mai devreme? Epigenetic, burta mamei și când te naști. Și în textele sacre scrie că noi venim cu păcatul originar. Acum, nu cred că păcatul originar e că a mâncat Adam dintr-un măr. E un pic mai complicat. E o metaforă, o poveste. Dar putem să explicăm acum că noi ne naștem aici cu anumite condiționări care se pot vedea în neuroni, iar obiectivul nostru este să dăm la o parte impuritățile astea, să putem să ajungem la noi, să putem să eliminăm trauma transgenerațională și tot ce a făcut din noi și să ajungem la flacăra aceea de strălucire care de fapt noi suntem. Și în momentul în care ajunge acolo este o bucurie absolut uluitoare. Uite, îi spun nirvana, îi spun în budist sau și în creștinism, se ajunge la starea aceea de izbăvire în care tu îl simți pe Dumnezeu în tine și ești atât de împăcat cu tine și atât de bun și atât de blând, încât tot ce se întâmplă în jurul tău se așează exact cum ar trebui să fie și nu mai ești, aici foarte important, nu mai ești la cheremul celorlalți sau a evenimentelor din viața ta. Ești tu cu tine, stabil, puternic, ancorat în realitate, că nu acum mergem pe norișori și cântăm toată ziua. Da. Și da, ești tu cu tine, ancorat, cea mai bună versiune a ta, care aduce plus de valoare comunității și, foarte important, își îndeplinește misiunea pe acest pământ. Misiunea mea care e? Să ajut cât mai mulți oameni, să poți să inovezi, să cercetezi, să crezi, să arăt că și românii poate să facă în lumea asta, că suntem cei mai buni, că putem să devenim, că ajutăm cât mai mult, că inovăm și, foarte important, atunci când o să mor la un moment dat, când pun capul pe pernă, oriunde mă aș duce de aici, pe lumea asta, să știu că mă duc într-un loc mai bun pentru că am ajutat și am lăsat planeta asta, locul ăsta, mai bun decât atunci când am venit. Asta e misiunea. Și cred că asta ar trebui să fie misiunea fiecărui om, dacă stai să te gândești bine, nu? Și da și nu, pentru că noi venim aici pe pământ fiecare cu o anumită misiune și unii și-o descoperă, uite, foarte important, în Faust. Știi care e cel mai mare șiretlic pe care diavolul poate face? Uite, în Faust, înainte să mori, cu o fracțiune de secundă, cu o mie de secundă, îți arată de fapt ce ar fi trebuit tu să faci și de ce te-a adus Dumnezeu pe lumea asta. Dar fix înainte să mori. De ce? Ca să pleci de pe această planetă, din acest loc,
să pleci în acest univers, să pleci cu inima îndoită că n-ai făcut ceea ce trebuia să faci. Mai e un film cu Robert De Niro, cred că West Side Story, nu știu cum se numește, și spune în felul următor. Era fiul lui, se înhăitase cu niște mafioți italieni și spune așa: cea mai mare tragedie pe lumea asta este talentul irosit. Asta e de fapt. Și talentul irosit. Și câți oameni și irosesc și talentul? Știi de ce, Cătălin? Din păcate. Și de ce? Pentru, cum am spus mai devreme, pentru că i-au crezut pe alții că le-au spus că nu poate să facă, i-au crezut pe alții că le-au spus că nu e de ei. Și atunci, practic, s-au pierdut pe ei. Exact. Și atunci, uite cum era creierul mai devreme, la albastru, când s-a pierdut omul respectiv, antreprenorul, s-a pierdut pe el și a ajuns la 40 și ceva de ani să aibă tot ce îi trebuie material, dar să nu se aibă pe el. Și asta e o problemă. Și o altă problemă, probabil, când te ai doar pe tine și nu ai nimic altceva. Și întotdeauna este, cred că, măsura asta de echilibru pe care trebuie să o găsești. Pentru că știi care faci? Când ești ok cu tine și ești centrat pe tine, îți înțelegi emoțiile, pentru că emoțiile sunt mesagerii Domnului, vin din subconștientul nostru, de fapt. Emoțiile sunt îngeri care vin să ne arate, însă de obicei noi vedem ca pe niște demoni. De ce? Păi, mie îmi vine informații, foarte multe informații, ok? Și ție din foarte multe informații, toți oamenii de aici primesc foarte multe informații, 10.000 de informații pe zi. O parte este în conștient, 15%, restul este în subconștient și inconștient. Și subconștient ce face, de fapt? Colectează, procesează și utilizează informația. Și cu intuiția te ajută, îți trimite rezoluții. Exemplul pe care îl dau și clienților mei e cu președinții de stat și de guvern care au echipele lor de ofițeri care le trimit rapoarte în fiecare dată. Se întâmplă asta acolo, se întâmplă acolo. Subconștientul ne trimite zilnic rapoartele astea. Prin intuiție și prin emoții. Dar care e ideea? Când ești centrat pe tine, adică când e o relație bună cu tine, când te înțelegi pe tine, emoțiile când vin ca niște mesageri care ți arată, băi, nu lucra acolo. Bă, nu știu, simt că nu pot să lucrez cu ăla. Nu trebuie să explic. Bă, simt că nu vreau să lucrez cu el. Nu trebuie să-mi explici. Ăla, de fapt, sunt niște emoții, intuiția, gut feeling, cum spun americanii, din stomac. Vai doi, și acolo avem neuroni. Și nu mai trebuie să-ți pui la îndoială. Simți. Asta se întâmplă la câteva persoane. La restul, 90%, te sperie emoțiile. Că nu ești ancorat în tine, nu ești centrat, nu comunici eficient cu tine și în loc să vezi emoțiile ca pe niște îngeri care vin să-ți arate drumul și pe unul să o iei ca să nu iei de tâmpiți, să faci greșeli, e ca pe niște demoni și te sperii și fugi. Și ăsta e de fapt secretul. De-aia e important să stai cu tine, să te centrezi, să ai un demers terapeutic. Fie mergi către la terapeut, fie te plimbi. Uite, și foarte important, am uitat să spun asta. Mișcare pe afară. Pentru creier. Pentru creier și primăvara, că nu o să ieșim acum la minus 3 grade pe afară, în picioarele goale, să mergi în parc desculț. Se face grounding. E o chestie împământare, dacă vrei să spui așa. Este uluitor de important. Avem nevoie de energiile. Exact. Avem nevoie de acumulate. Avem nevoie de verde, avem nevoie de natură, că n-am trăit între betoane de câteva zeci de ani, nu de mii de ani. Și în momentul în care ești centrat pe tine, comunici eficient cu tine, totul face sens. Și atunci te apropii de oameni, nu-i respingi. Doar cei care suferă resping oameni. De exemplu, eu nu pot să înțeleg și am fost și pe munte, la Sfântul Munte Athos, am fost cu tata în 2016, chiar în septembrie de ziua mea, eu nu pot să înțeleg pusnicii. Nu pot să înțeleg asta. Adică am pus casca pe cap și nu oameni care au fost în pustie foarte mult timp. Acolo e o mică, din punctul meu de vedere, sunt oameni care suferă foarte mult. Din punctul meu de vedere, poate greșesc, nu am fost niciodată în situația asta, bine, am stat ceva timp singur și n-a fost deloc ok, nu e pentru mine, dar obiectivul nostru este să creăm comunități, să creăm oaze de prosperitate și fericire. Ăsta este obiectivul nostru, din punctul meu de vedere. Dar asta pot face numai oamenii care sunt ok cu ei, care au un obiectiv clar și care pot să genereze prosperitate. Din păcate, uite, e o carte foarte interesantă care explică chestia asta, King Warrior, Magician Lover, pentru bărbați trebuie neapărat să o citească. Și spune acolo că și The Way of the Superior Man și Erou Comedy Keeper, Joseph Campbell, absolut genial Campbell, explică miturile. Și ce spun cărțile astea? Noi nu mai avem lideri bărbați în ziua de azi, pentru că avem niște adolescenți care fac, cum spun americanii, pissing contest, care oare mai mare. Și de-aia apar probleme.
Pentru că înainte, în anumite culturi, copiii, băieții, erau luați de la mamă, când împlineau o anumită vârstă, și se duceau, aveau ritualuri de inițiere. Lucruri care... Duceau la, în rândul bărbaților. Da. Și acum, era înainte armata, care oricum nu era ok, că era whatever, te traumatiza iurea, degeaba, însă noi acum nu avem ritualuri de inițiere, de fapt. Să vină bărbații să te ia de pe tine, să spună, fiule sau băiatule, trebuie să te maturizezi, devii matur, îți asumi responsabilități. Păi și dacă faci chestia asta, ne ajungem în partea cealaltă în care, de fapt, tânărule, băiatule, încep să ai traume, pentru că, practic, ai fost desprins în modul ăsta? Depinde cum ești desprins, pentru că dacă ești desprins cum trebuie, încep să-ți asumi responsabilități și încep să ajuți oamenii din jurul tău să-i protejești și ajuți să evolueze ca un lider adevărat. Altfel, cum se întâmplă astăzi, nu te desprinzi de mamă. Și acum avem foarte mulți bărbați care caută mămica. Cordonul umbilical. Exact, și o caută pe mami în tot felul de femei, până când, na, ajungi la un tăvâr să spui ce s-a întâmplat, că toate femeile sunt un anume fel. Bă, da, stai puțin, că nu poți să fie toate la fel așa. La fel cum spun și femeile, toți bărbații sunt niște porci. Păi, dar nu poți să fie chiar toți. Acum depinde ce cauți. Și uite, asta cu bărbații care își caută mamele, de fapt, în relații, nu au tăiat cordonul umbilical. Sunt niște adolescenți care, de fapt, caută refugiu într-o anumită relație. Uite, de aia am creat The Womb, Pântecul, care e o chestie foarte tare, care plecăm în Statele Unite. Și ce înseamnă asta? Băieții nu se desprind de mama și intră în competiție cu tata, cu fratele, cu toate astea, Oedip, nu se desprind pentru că nu au ritualuri de inițiere într-o nouă lume, o lume în care ești bărbat, ești autentic, nu mai depinzi de protecția mamei și tu ești suficient de capabil să-ți oferi singur protecție, să ai grijă de tine, fără să fie nevoie să transferi responsabilitate de iubire de la o mamă la soție sau o prietenă sau ce-o fi. Știi ce vreau să te întreb? Uite, pentru cei care poate te văd acum la podcast, vorbind despre toate aceste lucruri, tu ești căsătorit? Da, sunt căsătorit. Sunt foarte fericit. Ana, soția mea, este cea care a fost singura persoană care a stat cu mine când eram... Și cum ai cunoscut-o? Pe social media. Adică așa a fost o întâmplare absolut uluitoare. În perioada aia când erai debusolat? Da, când eram peruse caprile rău de tot, s-a întâmplat să vină și în viața mea sunt foarte recunoscător. Cum? Și... Tu ai căutat-o sau cum v-ați întâlnit? Pe Instagram, pe Facebook, cum? Pe online? Ea mi-a dat cerere de prietenie și i-am scris. Am crezut că e pusă de altcineva să-mi scrie și i-am scris. Am întâlnit, pe aia ne-am întâlnit și a fost așa o chestie absolut uluitoare. N-am și fost... ai machedoancă? Nu. Și n-am fost niciodată nu m-a interesat dacă persoana care mă vede căsătorie mai creangă sau nu. Înțeleg că am mulți prieteni care au făcut asta și îi respect și atât, dar pentru mine a fost important. Persoana și Ana a avut de tras cu mine la început, că nu eram ok deloc, însă uite, un eveniment foarte important la un an jumate după ce ne-am cunoscut și eu atunci, de exemplu, nu puteam să merg cu piciorul drept. Vreo 4 ani de zile n-am putut să merg cu piciorul drept. De ce? Un medic m-a speriat că o să mor de cancer și din cauza fricii foarte puternice mi s-a contractat musculatura spatelui foarte puternic și n-am putut să merg cu piciorul. Și mergeam foarte încet. Și spuneam la Ana, dai că o să vezi cum să-mi fac eu bine și o să merg mai repede. Și mergem acum foarte mult pe jos, foarte mult pe jos, kilometri întregi, ne place foarte mult. Bine, mie îmi place și a început să-i placă și ei. Și țin minte că eram în Brașov în 2016 și țin minte exact momentul în care eu am început să mă vindec. A fost un moment, era vară, țin minte că ne plimbam și... Na, nu era tocmai ușor să trăiești cu mine, că aveam coșmaruri foarte dese, eram nervos tot timpul, irascibil, na, ținea capul tot timpul, eram praf. Și Ana stătea cu mine, chiar și așa în condițiile astea. Și țin minte că atunci, în august, în Brașov, am început să fredonez o melodie. Și atunci mi-am dat seama, e o melodie pe care o ascultasem în tren. O pusese cineva la un telefon. Și am început să fredonez melodia aia și mi-am dat seama atunci, băi, încep să mă vindec, ce se schimbă. Pentru că până atunci nu cântam, eram în vai de capul meu. Și atunci mi-am dat seama că încep să mă vindec. A fost un moment absolut uluitor. Pur și simplu faptul că am fredonat o melodie. Ana fiind arhitectă.
Da, este arhitect și ea este cea care a făcut tot conceptul ăsta cu Veruvis, Veruvis Kids și toate conceptele. Și v-ați căsătorit? Da, suntem căsătoriți, am făcut-o, a fost o nuntă absolut uluitoare, am avut 18 invitați, a fost pe plajă, în Constanța a fost prima plajă la locația, după acum am înțeles că fac foarte multe nunți pe acolo, și a fost o chestie foarte tare că am fost chiar la finalul pandemiei și când am fost la Casa Căsătorilor, bine, păi, isterie uluitoare cea cu COVID-ul, cu astea, și noi am vrut să facem nunta pe plajă. Asta e o poveste absolut uluitoare. Și nu ne-au dat voie că ne-au spus că e COVID-ul pe plajă și ne-au băgat la Casa Căsătorilor într-o, nu știu, o cameră de câțiva metri pătrați. O aberație în asta. Și nu ne-au lăsat să ne sărutăm. Că, na, că după ce te căsătorești și semnezi actele, poți să te săruți. Și am luat masca, am rupt-o și am zis, ok, nu, chiar așa și ne-am sărutat. Și am zis că vă dau un judecat, ulaia pe acolo, pe ofițerul stării. Și am zis, nu, lasă. Și după aia am fost la nuntă, unde am avut invitați. Hai mă, că asta n-am mai auzit, adică te căsătorește cu masca și n-ai voie să te săruți acolo? Da. Da, am rupt masca, hai mă, lasă-mă cu prostia. Și o cheză și mai tare, aveam voie, a fost foarte tare asta, n-am povestit-o niciodată, și uitasem. Când ne-am intrat acolo la Casa Căsătorilor, a fost cea mai frumoasă zi din viața mea asta, și am intrat acolo și aveau voie să intre 24 de oameni. Numărați. Da. Intră frumos și la un moment dat patru, deci două cupluri, doi un veriș, doi mai fost lăsați pentru că nu i-a lăsat să intre ce? Pentru că erau autoritățile acolo deja. Fii atent, au intrat patru copii. Fugiseră copiii lor și pe ei nu i-au lăsat să intre. Că sunt 24 deja și voi sunteți 28 cu asta. Doamne, au intrat copii. Nu, nu, și-au închis-o și-au lăsat afară. Nu am putut să ne vadă oamenii. Bine, niște aberații de genul ăsta. Doamne, dar ce aberații erau și ce lucruri se întâmplă. După aia am ieșit, am fost pe plajă, mi-am scos încălțările, eram într-o cămașă și într-un pantalon și au venit, am avut invitați familia noastră, fratele meu, soția lui, nepoțica mea, părinții și din partea mea la fel, bunicii și părinții și frate, atât. Și a fost cam cea mai frumoasă petrecere la în care am fost vreodată. Pentru că aveai tot ce trebuie, familia exact, și oamenii care te exact, iubesc. Exact, exact. Și asta e fericirea, de fapt. Și le mai spun și colegilor mei și clienților mei. Încă nu sunteți părinți, nu? Nu, încă nu. Lucrăm la asta și sperăm că într-o bună zi Dumnezeu să ne binecuvânteze și cu copii. Și asta le spun tuturor, știi? Trecând prin toate experiențele astea prin care am trecut, mi-am dat seama că, de fapt, viața este acum. Nu e peste 5 ani sau când îți imaginezi tu, că până e să aștept... prezentul ăla. Exact. Uite, că cum doar spune... pe asta poți să... exact. Să-l trăiești și să-l... Cartole, pe puterea prezentului. Vă invit să știți cartea, e foarte tare. Trecutul nu mai există, viitorul nu există. E ceea ce trăim noi acum. De aia e important cu cine trăiești, unde lucrezi, ce faci, să te bucuri. Pentru că, știi, da, îți dai seama de chestiile astea numai când nu le mai ai. Eu când n-am mai avut nimic și când am fost vai de cap meu și speriat și înfricoșat și dormeam sub pat și, măi, frică, nasoală, rău, și durere cronică aia cu țiuitul ăla permanent, mi-am dat seama de fapt că tot ce avusesem până atunci conta de fapt. Și tu nu prețuiai atunci când aveai. Nu. Da, și acum, de exemplu, eu am tot ce-mi trebuie. Eu sunt atât de recunoscător și atât de fericit și umil că, uite, când vin părinții la noi, da? Și uite, la copii, că acolo se vede cel mai bine și încep să plângă. Spun, da, uite, copilul meu a început să vorbească, copilul meu nu mai are simptomele respective, copilul meu a început să fie prezent, să-și facă prieteni, asta. Aia e bucuria, de fapt. Aia e, de fapt. Pentru asta faci. Uite, am pus și pe Facebook zile trecute. Măi, pe Facebook cum vă găsește lumea? Tot așa? Veruvis. Veruvis ai pus? Da, Veruvis și Veruvis Kids. Veruvis și pe Insta și pe toți suntem și pe TikTok. Și măi, am pun foarte rar poze și am pus o poză cu... Am fost sâmbătă la Veruvis Kids și e o fată cu o poveste tragică, a paralizat și vine la noi de la câteva antrenamente, are un sindrom genetic foarte rar. Și mama ei a început să plângă și mi-a spus că fetița ei se simte mult mai bine, este mult mai puternică și a început acum să folosească cârjele și să facă exerciții cu terapeutul și a început să facă progrese, l-a mers. A fost uluitor. Asta e o poveste pe care voi ați postat-o la voi. Am pus o poză atât tot. Numai, și sunt niște povești, măi, absolut uluitoare și sunt atât de recunoscător că pot să ajut. E o fetiță, Antonia o cheamă, o poveste a fost, cred că am plâns atunci când a venit, literalmente, deci când am văzut așa, 6 ani avea atunci, o poveste
mama ei s-a spânzurat în fața ei și tatăl a părăsit-o și a salvat-o mătușa ei. Și a venit la noi mătușa ei și am antrenat-o pe Antonia și mi-a trimis acum 2 luni, mai comunicam cu mătușa ei, am găsit și un sponsor, că îi mulțumesc că o ajută și plătește antrenamentele și tot, nici măcar nu vrea să știe cine e. Și sponsorul nu vrea să spună cine e el. Și acum 3 luni mi-a trimis poze mătușa Antoniei cu Antonia că la grădiniță acum a rămas la grădiniță, se integrează și a făcut prieteni. Încă n-a ajuns la școală, că nu poate încă să fie la școală, dar și-a făcut prieteni. Și când a venit la noi, era să numește stare ferală, adică tremura toată, plângea, era într-un colț, mi-a luat 3 luni de zile să-i punem casca pe cap, dar a venit. Ne-am spus, plătiți doar după ce punem casca. Atunci. Și a venit 3 luni de zile și i-am pus casca. La final a stat fetița și am antrenat-o. Și este uluitoare evoluția. Mai comunică, nu am reușit să mai ajung la Verbischis foarte des să vorbesc cu doamna, cu mătușa Antoniei. Dar astea sunt lucrurile care îmi dau mie putere, pentru că eu am fost destul de naiv și din noiembrie încoace trec printr-o niște transformări foarte puternice de maturizare, așa, că mi-am dat seama că nu toată lumea e bucuroasă că dă mășoară ajută. Nu e. Nu toată lumea e fericită că noi ajutăm. Nu e. Nu toată lumea... Și te încurcă la ceva lucrurile astea? M-au încurcat și m-au amărât și m-au dus într-o zonă în care m-am maturizat foarte mult. Și mi-am dat seama că ar trebui să caut mai mult în mine și să mă focusez numai pe bucuria părinților și a copiilor și a clienților mei care reușesc și pe care îi ajut și să nu mai pun urechea, să nu mai uit la mizerile care se scriu sau la oameni, literalmente, cum se spune, hateri, care nu văd dincolo de anumite lucruri și înțeleg durerea, însă mi-am dat seama că eu nu sunt cu nimic dator nimănui. Și mai presus dacă le răspund sau dacă da, și nu sunt dator să răspund. Înainte le răspundeam și spuneam și nu știu ce și mă luptam cu ei și nu, că noi facem, uite, că inovăm, că facem. E energie pierdută. De ce să faci asta? Pentru că eu mă încarc din bucuria clienților mei. Când văd exact că eu am putut să ajut acolo corect, unde nimeni n-a putut să ajute. Și în momentul în care, acum nu mai nici pe Facebook, nici pe Instagram, sunt colegii mei care se ocupă de asta, de promovare, dar înțeleg de fapt că pentru orice faptă bună pe care o faci, niște oameni sunt deranjați. Și asta a fost de-a lungul istoriei exact. Și timpului. Exact. Și mi-am dat seama că nu sunt eu de vină. Și nu e de la mine. Și lasă în pace. Pentru că, știi care e faza? Cum se spune? Fiecare pasăre pe limba ei piere. Oamenii respectiv pur și simplu suferă și caută, cum ți-am spus mai devreme, să ducă suferința din suferință. Știi ce aș vrea eu să înțeleagă oamenii în finalul podcastului nostru? Un cuvânt pe care tu îl folosești foarte des. Știi care e? În cele peste 2 ore de când stăm de povești, e un cuvânt pe care îl folosești foarte des. Nu știu, ia zi. Uluitor. E un cuvânt pe care cred că îl folosești foarte des, nu? Și aș vrea să înțeleagă oamenii care se uită la podcastul nostru că, de fapt, fiecare are o armă care e uluitoare, luând cuvântul ăsta de la tine și folosindu-l în sensul ăsta, care e creierul lui. Exact, super. Și pe care poate să-l antreneze fiecare un pic acasă, așa cum ai spus ceva mai devreme, și de fiecare depinde cum îl folosește. Exact. Vreau să spun ceva la final. Eu mulțumesc că mi-ai zis asta cu uluitor. Face sens pentru mine. La Veruvis Kids am adus o operă, mai multe opere de artă, dar una care este uluitoare, o operă de artă de 4 metri înălțime, se numește Giraffe in Love, de la Marc Antonio. Am investit foarte mult în ea, însă copiii când vin sunt uluiți. Se uită la ea, este o girafă cu un candelabru în gură, e foarte, foarte, e uluitoare, de fapt, este o operă de artă. Și am adus, am investit foarte mult în ea, de ce? Ca să fie copiii uluiți, ca să vadă, de fapt, și vin din toate colțurile țării, chiar vin din străinătate acum, ca să vadă, de fapt, că există o girafă în mărime naturală, cu un candelabru în gură care arată absolut superb și să-și dea seama de fapt că orice se poate. Chiar și o girafă într-o curte undeva în București.
Concluzia ar fi că dacă ai grijă de creierul tău, orice se poate. Creierul este superputerea ta și noi ce facem la Veruvis te ajutăm să o identifici, să o gestionezi cum trebuie și să o crești, astfel încât să ai o viață frumoasă, prosperă, liniștită și toate evenimentele pe care Dumnezeu ți le aruncă în cale să poată să fie lecții ca tu să crești și să devii cea mai bună versiune a ta. Eu sper din toată inima că și podcastul ăsta pentru cei care l-au urmărit îi ajută să se dezvolte, să înțeleagă mai multe lucruri în ceea ce îi privește și de ce nu să-și pună niște semne de întrebare și să caute și să găsească lucruri care până la urma urmei când trag linie să-i facă fericiți, nu? Că despre asta e vorba. Exact. Mersi mult de tot, Costin, și te mai așteptăm pe la podcast. Și uite, aștept pe antrenamente săptămâna viitoare. Perfect, mulțumesc. Să vezi podcast-uri, Ciucă, după ce fac antrenamentele astea. Atunci să te ții.